sunt atât de mulți comentatori și atât de puțin făcători încât, come on. Pleci uneori cu preconcepții vis-a-vis de oameni. Nu, tăticule, întâi stai de vorbă cu omul, mănâncă un blid de sare, bea un pahar de vin cu el și după aceea nici măcar atunci n-ai voie să-l judeci. Majoritatea când spun o părere de pildă, spun, eu nu mă pricep la teatru. Dom'le, ai dat 50 de lei pe bilet, ai dreptul să-ți pui părerea pentru Dumnezeu. Tu când mănânci mici, nu să te comporți ca și cum când mănânci, nu știu, somon fumé și bei Dom Perignon, înțelegi? Mm-hmm. Multe lucruri, multe locații. Am ajuns până în Indonezia, până la coadă. Gândiți-vă. Toată lumea spunea, și cum a fost? Crezi că am văzut Baliul ăla? Când ai filmare 10 ore pe zi, 12 ore, n-ai timp să te întoarci așa cum... Și nu poți doar spune, doar sunt bogați. Bun, și ce faci? Exact, da. Mergi pe stradă cu 1 milion de euro în buzunar. Și unde? Primul tricovrici. După aia citești, nu că nu știu să citești, nu adică bani. Și după aia mă căcas. Un eveniment mondan oarecare, s-a întâlnit cu o tânără speranță feminină. Care, a fost timp. Ziua. Știți, eu sunt actriță. Dumneavoastră, mai aveți drag, mai aveți emoții? Întotdeauna. Eu n-am nicio. O să vin odată cu talentul. Cel care își vede de treaba lui, își vede de treaba lui și gata. Nu trebuie să se bată cu pumnii în piept că își vede de treabă. Sunt câteva chestii la România. Asta, aflarea în treabă, ați da cu părerea vis-a-vis de orice. De orice. Se bat bucureștenii, sunt atât de care își iau familiile, toate în jură de să... ți-e și frică să te gândești. Și la final, știi când se bat? După 2 ore, după ce nu mai poți să mai respire, ești obraznic. Ce-ai spus, mă? Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste, unul dintre episoadele speciale. Bine, am spus asta despre multe episoade, dar episodul ăsta chiar va fi unul special. De ce? Pentru că e invitat alături de mine un om pe care îl și cunosc și mă cunoaște și el pe mine. Un om pe care l-am cunoscut acum l-am un an. L-am urât. Da, prima dată mi s-a părut că e... un om dur, exigent, constipat, pentru că, pentru că l-am cunoscut la Te Cunosc de Undeva, acolo unde eu eram participant și dânsul era jurat și bineînțeles că rolul de jurat trebuie să ți-l asumi, ți-l iei în serios, nu chiar cum și Lea Mihai Petre, dar trebuie cumva. Și la început n-am avut prea mari tangențe, după care ulterior am început să ne împrietenim. Și un om de la care am învățat multe, un om pe care îl respect foarte mult, în primul și în primul rând pentru vibe-ul pe care l-are. De asta sunt convins că va fi un episod special. E un om care în linii mari respectă aceleași valori și credințe pe care le respect și eu și totodată e un om care te poate purta prin toate stările. Știe să te facă să îl asculți indiferent de situație. E ceva pe masa asta ce n-ar trebui să fie. Gata, am rezolvat. Și mai e ceva, dar aia lăsăm acolo ca să existe comentarii. Cristi Iacob, cum ați văzut și din titlu, și vom vorbi despre foarte multe lucruri, inclusiv despre filmul în care dânsul este personaj principal, alături de doamna Ana Maria Prodan, Complotul Bonelor, cel mai nou film ale lui Iura, de ale lui Iura Luncașu. De ale lui Iura. Da? Film ce intră din 6 februarie în toate cinematografele din țară și bineînțeles că vom face și clasicul nostru concurs când eu și ai mei colegi din partea noastră vă dăruim 10 bilete duble, adică vom mai extrage 10 câștigători a câte 2 bilete fiecare oriunde vă aflați în țară și rulează acest film. Așadar, singurul lucru pe care puteți să-l faceți pentru a intra în concursul ăsta este să vă înscrieți scriind în comentarii Complotul Bonelor. Foarte simplu, titlul filmului, comentariu dacă conține și această structură,
anume titlul acestei pelicule. Noi îl vom selecta, iar softul va alege 10 comentarii câștigătoare. Fiecare comentariu va primi câte 2 bilete. Așadar, înainte de a începe să vă uitați la podcast, complotul bonelor în comentarii. Mai departe, restul lucrurilor ni le va povesti Cristi, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru faptul că a venit și a acceptat invitația mea și că este în seara asta aici. După te-a convinte, vine să plec. Că fac și drec, aduc. Nu, o să am acceptat invitația asta pentru că ești un om care mi-a plăcut de la început, deși poate n-am arătat-o. Dar am văzut că ești peste media, adică ești mai puțin tâmpit decât... Nu, se vedea clar, plus că jumătate sunt moldovean și îmi plac moldovenii și tipul lor de umor și tipul lor de inteligență. Au o inteligență șoltică pe care nu te pot supăra chiar dacă fac mișto de tine. Okay. E foarte serios, e o chestie, e la creangă așa, și creangă face, dar nu râde de oameni, ci împreună cu ei. E prostuț acum asta, cu drobul de sare, știi? Adică, moare, da, puiure, dă-l mai încolo. Adică nu neapărat îl blamează pe cineva, ci doar spune... Nu i-a ieșit, n-a avut o zi bună azi. Cred că trebuie să mai fac un disclaimer în acest episod. Eu am mulți oameni în comentarii care scriu despre râsul meu că e foarte enervant. Vreau să-i anunț că astăzi cel mai probabil îi voi enerva tare în episodul de azi, așadar ca să uitați de îmi cer scuze. Ca să uitați de chestia asta cu râsul lui enervant, o să vă fac vreo 20 de râsuri ca să care... să râd așa ca să fie para lui mai simpatic. E ok așa? Nu știu. Nu știu dacă e ok pentru tine. O să încerc, las. Că oricum eu nu mă uit la hateri. Nu mă interesează. Pentru că acum dacă ai stat după fiecare comentariu, n-ai face nimic niciodată. Și ai stat și ai plânge undeva într-o baie pustie. Da, și asta e adevărat. Da, nu-i din nesimțire, ci pur și simplu sunt atât de mulți comentatori și atât de puțin făcători încât... Come on! Da. Ideea e că e un mecanism foarte bun ăsta de autoprotecție cu... Da, nu, opresc până la coadă. Vezi, meseria mea de actor, asta, noi lucrăm cu o minciună. E o minciună liberă asumată, toată lumea știe că e o minciună. E o minciună remunerată și e cea mai sinceră dintre minciuni, pentru că știm că e minciună. Că eu n-am cum să fiu Hamlet în 1400, nu știu, cât ce sunt Cristi în 2024. Aia e, punct. N-am cum, nu se poate, fizic, biologic, n-am cum. Dar există starea de grație încât stabilesc 300 de oameni, da bă frate, stai Hamlet, știi? Asta e paradoxul despre actora lui Diderot, mare chestie. Nu e mare chestie, de fapt. Dar, cum să spun, lucrând cu această minciună, încep să o detectez și îmi dau seama, aflarea întreabă. Credem, adică... În clipa în care cineva îmi scrie un comentariu și simt imediat substratul respectiv și poate chiar și natura culturală a persoanei respective. De obicei sub medie. La comentatori înverșunați e de obicei o cultură sub medie, pentru că se vede care a făcut și care a adresă. Da. Hai, bine, ok. Cu ce să începem? Să vorbim prima dată despre ce faci tu acum, pentru că e o perioadă în care ai două proiecte care îți consumă foarte mult timp și printre astea meseria ta, bine, unul dintre ele strânsă legătură cu meseria de actor, că e un film. Da, acum practic am terminat filmul, eu practic o promovare. Da, dar începe turneu de promovare, ceea ce înseamnă... Da, deși o persoană ocupată, dar n-am cum... mi se pare de bun simț să te duci la niște oameni care se uită la tine să le strângi mâna sau să le spui bună ziua. Asta mi se pare o chestie de bun simț, de elementar bun simț. E altceva când vine un actor care a jucat acolo și spune, uite, ok, v-a plăcut, nu? De obicei auzi lucruri politicoase. Mie îmi plac alea mai sincere, chiar dacă sunt mai puțin ingurgitabile. Da, regăsești? Ce? În astfel de întâlniri, de exemplu, există oameni care vin și îți spun sigur că da, ce sigur, 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 sigur. Trerupem puțin podcastul, prieteni, pentru că vreau să vă povestesc ceva ce cred eu că este important, pentru că toată lumea care ne vizitează în studio ne întreabă cum de miroase atât de frumos. La fel, toată lumea care mă vizitează în casă mă întreabă cum de miroase atât de frumos. Iar dacă sunteți fani în răița ai podcastului Vin de Poveste și vă uitați la noi de multă vreme, cunoașteți faptul că la un moment dat aveam un parfum de cameră pe care l-am plimbat de colo-colo, când în apartament, când în locul unde filmam în urmă cu un an de zile, acel parfum, ei bine, încă mai există. Și îl puteți găsi și dumneavoastră pe site-ul celor de la Neoteric, neotericlifestyle.ro. Linkul îl găsiți în descriere. Deci da, de un an și 3 luni de zile, acel parfum înmiresmează atât casele prin care am locuit eu
în tot acest timp, cât și studioul unde se filmează acum acest podcast. Revenim. Și sunt, uite, de pildă, doamna Irina Margareta Nistor, care e un om. Bine, cu asta se ocupă, cred. Cu asta se ocupă, dar în schimb are o sinceritate vis-a-vis de noi, cei pe care ne cunoaștem mai bine, și atunci nu umblă cu cioara vopsită și cu politețuri inutile și... Pierdem timpul și nu găsim nimic bun, decât spune, ce drăgălașe, nu, spune, acolo vezi că nu scârție ceva. Și atunci e ok, pentru că e ceva bun. Și atunci, de asta uneori mă uit la mine, nu te cunosc, de pildă, ca să pot să mă, voi, văd, nu, aici e exagerat, omule. Pune mai punctual chestiile astea, adică e un soi de corecție. Mm-hmm. Și cred că autocenzura e cea mai bună în situația asta, ca și autoironia. Cineva îmi spunea, un mare regizor, Mircea Veroiu, Cristișorul, fă tu mișto de tine, că o să vină toți proștii și o să facă mișto și nu știu despre... Tu știi cât de hahaleră ești. Dă exact în punctele esențiale, că oamenii aproximează. Li se par... Pentru că părerea lor despre noi nu e chiar ceea ce suntem noi. Așa cum nici ceea ce vrem noi să părem nu este chiar ceea ce părem. Exact, da. Și atunci ne străduim uneori prea mult sau nu reușim să... Cum să spun, să explicităm anumite lucruri ale personalității noastre. Și cine știe în ce zone ajungem. Mm-hmm. Nu vreau să mă dau deștept acum. Dar ești, că n-ai nevoie să te dai. Ideea. Wow. Nu cred că poți să te dai deștept când ești, știi? Știi cum să umflă broasca mine, știi? Păi nu, că am mai auzit tot soiul de discuții de astea. Da, domnule, să dau deștept. Nu, sunt. Asta mă gândeam. Chiar sunt deștept. Să nu par, mă, știu. Da, asta cu aparență e oribilă. Da, e un film în care eu mă arunc un proiect în general cu tot sufletul, cu tot sufletul și tot trupul și în general când oamenii cu care mă întâlnesc, paranteză, eu iubesc foarte tare oamenii pentru că de asta fac meseria asta. Am vrut să mă fac medic, tot pentru om, dar am ajuns să lucrez cu, cum să spun, cu buna lor dispoziție sau cu sufletele lor, cumva. Că e o responsabilitate să le spui și lucrurile bune sau să le arăți lucrurile rele la justa valoare, ca rele, nu poleite. Până și asta poate fi un... Dacă cineva pleacă cu un gând sau cu, știu și eu, o corecție a propriei lui vieți, atunci este ideal. Gândește că ai schimbat ceva și atunci ai o responsabilitate, că dacă doar crezi că actoria sau, mă rog, artiștii în general sunt unii care stau în fund și dau autografe, it's not this business. Mm-hmm. E puțin mai profund. Un pic mai. Bun, și vorbim de film. M-am aruncat, plus că cu Iurea ne cunoșteam de mai multă vreme. Mi-a spus, bă, vezi că e o provocare, este Ana Maria Prodan. Zic, dom'le, no, I don't care. Eu un om, în primul rând că nu judec înainte. Și asta am văzut-o, să știi, la Te Cunosc. Foarte. Că pleci uneori cu preconcepții vis-a-vis de oameni. Nu, tăticule. Întâi stai de vorbă cu omul, mănâncă un blit de sare, bea un pahar de vin cu el și după aceea nici măcar atunci n-ai voie să-l judeci. Dar măcar știi cu ce ai de vorbă, nu poți să spune, ăla e nu știu cum. Nu, n-ai voie să faci așa ceva. E cea mai mare prostie și o păcăleală, pentru că vii cu o suspiciune care nu și-are rostul. Nu, e un om desăvârșit pe platou, își vede de treabă. Sigur că nu e în breaslă. Asta e cu totul altceva, dar Iurea are experiența de a lucra cu oameni care nu mai făcuseră film. Tu gândește-te că în film sunt 15 copii. Și cu copii e greu de lucru și e foarte responsabilizant pentru că oamenii, copiii ăia au nevoie să se culce la două, nu poți să-i ții până la 5 dimineața, n-au rezistența unui adult care face meseria asta. Trebuie să ai grijă, deși au fost extrem de cuminți. Și în film o să vedeți, la un moment dat, una din actrițele mici, Dormea pe ea. A spus textul cu conștiință, de aia așa. Așa. Da, sigur că... Dar a spus corect textul, dar dormea. Am văzut în viața mea așa ce... E maxim. Mi-a plăcut foarte tare. Și uneori te încarci de la ăștia mici, că sunt curați. Tu ai șmecherii, mă rog, cei care au mai făcut film, ai șmecherii, știi chestii, cum arăți, vezi că ai gușă într-o parte, fii atent, pune așa, dă-o așa, mă rog, etc., etc., în funcție de persoana respectivă. Dar ei se duc, vine așa ca la, eu joc. Niciodată te trezești, trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent, că trebuie să reacționezi în personaj, dacă ești tată la 9 copii, tată de 9 copii. Nu e o chestie de armată, știi?
Trebuie să fii cu fiecare, trebuie să începi să-i cunoști cumva. Sigur, într-un timp foarte scurt, să găsești nouă personalități în formare. Mm-hmm. E fascinant. E foarte greu, dar e fascinant și e viu. Și asta contează foarte tare. Adică, cred că asta e... Asta dă savoare unui lucru, faptul că e viu. Mm-hmm. Ca așa în scheme. Dacă lucrăm mai cu scheme, e ceva... E prea tehnic. Da, da, da. Nu se apropie de suflet. Sufletul nu are parametri. Păi are, miroase așa, e albastru și are 2,5 cm. Mm. Pierdem timp. Da, da, și cred că e esențială chestia asta pentru că se transmite către public. În momentul în care nu există chimie între actori, se vede treaba. Asta e totul foarte mecanic. Da, și mai e o greșeală pe care o fac. Cred că publicul e necunoscător. Nu, știe, vede, mm-hmm. Se vede. Simte. Iar camera nu minte. Și scena nu minte, oglinda scenei nu minte. Și omul ăla care vine în sală, majoritatea când spune o părere de pildă, spune, eu nu mă pricep la teatru. Dom'le, ai dat 50 de lei pe bilet, ai dreptul să-ți pui părerea pentru Dumnezeu. Asta e chestiunea. Adică nu e, hai să nu ne ascundem după deget. Ai tot dreptul să-mi spui, mamă, ce mi-a plăcut, sau da, sau politețea respectivă. Nu, dumneavoastră ați fost bine. Asta e fioroasă. De ce mă zic, aoleo, ce șoc, doamne. Dar e frumos. Pac. Uite, doamne, a început să dezghețe calota glacială. Ce ne facem? Păi uite, de exemplu, în legătură cu subiectul ăsta, am avut foarte des discuții pe tema asta, pentru că auzeam chiar de la persoane din... breaslă, ca să o numesc așa, păreri cum că nu prea contează anumite detalii tehnice, pentru că oricum publicul nu se prinde, sau că oricum oamenii mulți și publicul larg râde la lucruri simpliste. Și am zis, bă, stai puțin, că tu dacă îl faci greșit, tu în momentul în care ești cu produsul ăla, da, omul nu o să știe dacă el, din calitatea lui de privitor, dacă nu face parte sau dacă n-a avut tangențe cu domeniu, nu o să știe să-ți pună punctual sau să-ți pună degetul pe problemă. Dar simte că ceva... Să știi că, apropo de umor, ce umor îi dai, aia ai în fața ochilor. Dacă tu ai, îți bagi un deget undeva, ăla va râde... Tu n-ai dreptul să spui, da, râde ca prostul, dragă. Păi da, dar tu ce ai făcut? Ai făcut chestia. Dacă tu îi dai o glumă sau un moment amuzant care se referă la e un lucru rafinat, cultural, atunci în fața atunci nu l-ai luat de prost, ci atunci el va râde altfel. E vorba că cum îi crești, pe bune. Nu e vina ce primești tu când mănânci mici, nu o să te comporți ca și cum când mănânci, nu știu, somon fumé și bei Dom Pérignon, înțelegi? Dacă mănânci mici cu țuică, ai o reacție, da? Și râgă într-un anumit fel, știi? La Dom Pérignon te mai abții. Și nu trăznește usturoi, știi? Vai, dragă, dar cum? Dar miroase gura. Păi ai mâncat mici, frate. Ți-a pus în față mici, aia e. Așa ceva miroase, nu? Da, e o convenție și asta, care trebuie acceptată. Sigur că da. Adică nu poți să fii supărat pe un public că râde mitocănește dacă tu i-ai spus mitocănii. Reacționează la ce ai dat pentru numele lui Dumnezeu. Adică dacă e o chestie intelectualistă, sigur, unii ies că nu înțeleg, dar sunt puține ăștia, pentru că oamenii până la coadă se și bucură în clipa în care nu le arăți ceva sau spui niște, nu știu, o porcărie pe scenă. Și cred că scena de pildă ar trebui, nu vreau să par un purist sau un pudibond, că cei la gura mea nu mai eu știu, dar sună altfel pe scenă. O aud pe stradă, e ok, da, păi, toată lumea zice, vai, ce mișto e Seinfeld. Da, da, și acolo se vorbește despre sex, despre asta, dar pune într-o anumită formă, are o poleală, știi? Și atunci, că toți știm despre ce e vorba. Nu mai arăți, că o știm, bre, ce să spun, mamă. Nu mai explici gluma, practic. Da, asta cu explicitul glumii înseamnă că dumneata n-ai spus-o bine. Exact. Că dacă nu râde, n-au înțeles. Nu, frate, tu ai spus-o prost. Hai să ne și asumăm și lucrurile proaste pe care le facem. Nu numai eu. Bă, că sunt boi, bă, nu înțeleg. Nu, păpușă. Ai spus-o, dar...
Da, asta e foarte des auzit, știi? Scuza asta, că publicul n-a avut capacitatea să înțeleagă. Tu ai făcut o glumă de toată duzina, ceva. Deci nu spui o bălărie și dumneata vrei să cred că ești o orhidee? Ai făcut un ciuline, ești nebun la cap, mm-hmm. Doamne ferește. Da, da, asta e... De fapt, asta e o tara oamenilor. Dau vina pe chestiile din jurul lor, nu contează. A, bine, externalizarea vinovăției e cea mai... E ca și superstiția. Da, da. Ce vină are pisica aia neagră, că eu sunt idiot și am căzut într-o groapă. Are vină pisica aia, pe bune. A, mi-a trebuit, aia e de vină. Omoară-o, frate, ca să nu mai cazi tu boule într-o groapă, că nu ești atent. Come on! E pentru... Am călcat într-un rahat. Mă duc să trag un los. Nu, nu, du-te și șterge-te și uite-te pe unde mergi. Nu, ești chiar neatent. Hai să nu spun altfel. Bă, nu, eu să intri în loterie așa. Frățioare, du-te și schimbă-ți păpuci. Știi că eu la un moment dat că am mai avut o zvâcnire să mă apuc de stand-up și am scris un material despre asta, cum noi am reușit să interpretăm, noi poporul român am reușit să interpretăm lucrurile din sfera căcatului ca fiind lucruri care ne aduc noroc. Da. Și am asociat căcatul cu norocul, știi? Asta e ca să... E ca la Moldova, vezi că îi spun căcatul Tasu și cu dumneavoastră vorbesc cu rahatul, știi? Băi, boule, vezi că ai călcat în dânsul. E o personificare acestei materii, ca să spun așa, terminale. Știi cum mi se pare asta? E ca aia cu când visezi că ai murit, zic că nu-i nimic, că las că ți-a murit moartea. Tot din sfera asta, da. Mi se pare. Noi încercăm să facem, uite, tot din aceeași sferă, din căcat bici. Și atunci avem o problemă, zic, las că câștigăm pe altă parte. Sigur e acolo ceva. De eu am crezut în superstiția asta, pentru că într-o zi când aveam eu datorii foarte mari, m-am trezit cu găinați aici. În ziua aia am și scris materialul. M-am trezit cu găinați aici și după aia am luat două contracte. M-a găinățat, cred, cu un vultur, jur. Da, sau unul din producție. Zbura un tip din producție, bă, și nu se mai putea abține și mi-a trântit două contracte pe mine, dar nu... Păi știu că verișoara mea avea un obicei când era extrem de mică, că era în pătuțul ăla. Toată lumea zicea, o să fie norocoasă. Mă rog, nu știu cât de norocoasă e, că n-am mai văzut-o de mult. Nu prea era la un moment dat. Lipea cu propriile produse, ce părea că aduce un curent la ea în pătuț. Adică lipea, înțelegi? Și era îngrozit. Nu se putea intra în cameră. E norocoasă, fata, o să aibă o viață. Noi e viața noastră, vai de steaua, dar ea o să fie numai pe roze. Numai pe între norișori și broscuțe. Și de asta, de exemplu, anul ăsta, noaptea dintre ani, la cumpăna dintre ani. Nu spune. Nu. Dar m-am gândit eu că ar fi bine să mă îmbrac cu o geacă albă și să mă încalț cu niște Adidas albi. În noaptea dintre ani, că e practic la noi, în Moldova și nu numai, și aici la București am văzut, la cumpăna dintre ani trebuie să duci ca pe front echipat, nu... Păi cine știe ce primește. Exact. Și de obicei cu o chestie așa să nu ai vreun petard în ochi. Exact. Și m-am dus eu cu geaca albă, cu Adidas și alb, când am ajuns acasă, dracu știi cum am ajuns, că eu nu țin minte bucata aia. Cert este că 2-3 zile mai târziu trebuie să-mi fac bagajele ca să pot să plec la București înapoi, pe 3 ianuarie. Bă, și ce m-am bucurat că am găsit pe... Îți dai seama, pe unde am călătorit eu o noapte de Revelion, că fix în buza papucului aveam o dâră așa, știi? Și era... Și am zis, dă Doamne să fie dreptul ăsta. Și era dreptul, să fai ce anul să avem, Doamne ajută! Și se pare că n-am avut... The wrong shit. Da, da. O fi fost de câine. Da, nu, eu cred că a fost ad literam ăsta. Aoleu, cred că era al meu. Dacă nu mai ții minte chiar chestii, ai grijă să nu fie... Nu, a meu sigur nu era.
că am verificat și chiloții pe care am purtat în noaptea dintre ani. Păi de unde știi că nu făcuse și alte chestii? Oh, Doamne. Da, în orice caz, e mișto capacitatea asta noastră de a face din Rahat Beach să mai șpocnească. Și ca să ne întoarcem la film. Să revenim din Rahat, așa? Da. Zi-mi, în primul și în primul rând, până la experiența cu Ana Maria Prodan. Mm. Pentru că și asta e o experiență în sine. Sigur că da, sigur că da. Prin prisma faptului că dânsa ei, mie mi se pare, din câte o cunosc eu, doar de la televizor, că n-am cunoscut-o niciodată. Nici eu nu cunoscusem și la bârma asta modernitățile nu prea mă preocupă. Nu, eu m-am mai uitat că m-a interesat din sfera fotbalului, de asta nu. Da, nu sunt eu. Nu m-a interesat divorțul ei sau alte lucruri. Nu, ce era din sfera fotbalului. Mie mi se pare că ea însă și e un personaj în momentul în care are aparițiile publice, numai că nu mai fusese un personaj în cadrul unui produs de ficțiune până în momentul ăsta. Și de asta o să vreau să vorbim despre asta, că e o experiență în sine, un actor cu foarte multă experiență care face un cuplu, că asta trag eu concluzie din trailer și chiar din afiș, că sunteți voi doi și copii mai mici. Copiii sunt mai mici ca adulți. În general, iar în general, da. Se întâmplă. Să fie un cuplu de un astfel de cuplu cu un actor foarte experimentat și un actor debutant. Era un debut. Chiar îmi cerea sfaturi. E tricky, dar e așa la foarte în serios chestia asta. Totuși gândește-te că este o persoană care trăiește într-o lume masculină. Mm. O lume destul de dură. Sau probabil foarte dure, nu-mi dau seama că nu o cunosc și nici nu vreau să o comentez. Unde sunt bani mulți și multă duritate. E duritate și aia e. Dar ea rezistă într-o lume de genul ăsta și atunci trebuie să o ia foarte în serios. Și ea se ia foarte în serios pe ea însăși. Adică nu are o superficialitate, e destul de cavaler. Și atunci când vede că nu se pricepe la ceva, întreabă. Ceea ce e o bilă foarte albă. Adică ea a vorbit foarte mult cu Iura apropo de personajul ei, de ce are de făcut, de... Pe mine m-a întrebat de anumite lucruri dacă mi se par că sunt firești sau nefirești. I-am răspuns cu toată sinceritatea și cu tot ce știu eu și chiar m-am bucurat pentru că le punem în practică. Mm-hmm. Deci nu spunea și eu știu tot, ceea ce e iarăși o bilă albă, pentru că nu putem ști tot. Exact cum aș apuca eu de impresariat fotbaliști acum. Come on! N-are sens. Da, dacă ar trebui să joci un rol de impresar de fotbaliști, atunci ai putea să apelezi la ea. Aș suna o, băi, cum e asta? Cam care sunt mecanizme? Vezi că ai așa, ca să poți să... Sigur că da, că n-ai cum să le știi pe toate. Ce frumos la actorie e că... ia uite, bă, o să ai noroc, o să ai două contracte. Cu apă. Lasă-mă că nu trebuie șters, asta arată frumos așa, uite, poate face scurt circuit. Uite, Delta podcastului. Ecosistemul de la Văcărești, ia uite, de unde se plimbă doi tineri. A depus o crapă icrele. Nu, minune, niște icre au depus un crap. Întrerupem puțin episodul de podcast pentru un nou update din partea celor de la GoIT, despre care, dacă urmăriți frecvent podcastul nostru, cu siguranță ați auzit deja. Pentru cei care însă nu ați auzit, GoIT reprezintă o companie internațională din domeniul EduTech, care ajută începătorii să-și lanseze o carieră de succes și de viitor în domeniul IT, indiferent de vârstă, locul actual de muncă, sex sau studii. GoIT găzduiește cursanți din 26 de țări ale lumii, printre care se numără și SUA, Marea Britanie, Danemarca și Germania. În webinarul gratuit Q&A, Quality Assurance, puteți afla despre cum să vă începeți o carieră în domeniul IT în calitate de tester, fără studii ori experiență deja acumulată în domeniu. Mai exact, în cadrul webinarului veți putea descoperi ce presupune testarea, ce sarcini îndeplinește un tester, care poate fi evoluția profesională a acestuia și cum se poate acumula experiența necesară pentru dezvoltare. Webinarul este 100% gratuit, iar linkul îl găsiți în descriere. Acesta este săptămânal, deci vă puteți înscrie în funcție de cum vă permite timpul. Primul webinar începe acum, pe data de 20 martie. Să ne mai întoarcem o dată la film. Bine. Da, ce să spun? Cu Iura am mai lucrat mult și bine.
Chiar am avut o perioadă lungă de timp în care am lucrat și ne-am împrietenit cumva. El fiind foarte personal și foarte vulcanic, foarte inteligent, știind actorie, ceea ce e foarte important, adică știa ce nu să nu ne ceară, să nu ceară prostii. Mm-hmm. Mâncând pâine de actor, știa exact despre ce e vorba și ce nu și-ar fi doit el ca actor să audă, nu auzeam nici noi de la el ca regizor. Și bineînțeles că am zis, da, bine. Sigur că poate cineva o să cumplim, da, dar puteai să joci în altă, nu poți să aștepți la nesfârșit, nu știu ce proiecte. Trebuie să te duci înainte și atunci am, în primul rând că era o chestie de foarte grea, adică într-un timp foarte scurt, multe lucruri, multe locații, am ajuns până în Indonezia până la coadă, gândiți-vă, toată lumea spunea și cum a fost, crezi că am văzut Bali-ul ăla? Când ai filmare 10 ore pe zi, 12 ore, n-ai timp să te întoarci, așa cum am fost în vacanță. Și în general când te întreabă, când spune cineva, aia, ați fost acolo, ce frumos, pe cuvânt, dacă eram la Slobozia sau în Bali, era același lucru, credeți-mă, că nu poți să savurezi niște lucruri, pentru că a doua zi trebuia să fii în formă, mai ales într-o țară străină, cu volanul pe dreapta, trebuie să conduci nu știu ce, text, și o chestie serioasă. Și atunci asta era cantitate mare de muncă într-un timp destul de scurt. Un film greu, un film complicat, un film scump. Scump pentru că e vorba de niște personaje dintr-o protipendadă, nu sunt... Nu e... A vrut să fie glamorous și este, într-adevăr, arată. Am lucrat cu niște ultimele tipuri de Trinity-uri, de camerele astea care sunt ultimele. Deci arată într-un fel și, într-adevăr, imagine... Adică e țiplă. Sunetul foarte bun. Și acolo am întâlnit niște oameni foarte buni în Cluj, care au chef de treabă, sunt foarte inteligenți. Și, cum să spun, au vrut să fac o comedie curată, fără niște trivialități, fără să poate fi privită, pur și simplu. E ca o nișă, pentru că acum, ți-am spus, de înjurat înjurăm toți, dar uneori nu e tocmai artistic și nu neapărat comic să spui... P și P, gata frate, oprește-te, bă, dar ce viril ești. Să trăiască. Asta e și frumos de advertising, recomandat, poate fi văzut de părinți cu ajutor, cu acordul copiilor. Ok. Și atunci e în regulă, e frumos. Da, chiar mă bucur că am făcut parte din asta. Prima dată când aveam premiera asta, m-au întrebat toți, și cum ți s-a părut? Stai, domne, zic că m-am uitat ca un burete uscat, nici nu, practic nu l-am văzut. Acum trebuie să mă detașez un pic, să mă pot obiectiva de mine însumi. Ești subiectiv. A, să te uiți la tine. Nu la mine însumi. Am vrut să mă uit, am văzut povesti, uite-te. M-am uitat ca apucat-o, ca un naufragiat care a pus mâna pe o insulă, știi? Mai contează că e verde, albastră, cum e insulă, frate, știi? Deci prima parte e filmată la Cluj, nu? De fapt, și de mare parte din film, restul filmat în Indonezia. Nu, numai la Cluj. E filmat numai în Cluj și e chiar foarte frumos. Și cealaltă parte e Indonezia, nu s-a întâmplat nimic în București. Da, care e motivul pentru care s-a ales Clujul? Motiv tehnic? Tehnic, logistic, pentru că tot staff-ul era acolo, copiii sunt de acolo. Ok. Și nu se simțea asta în accentul lor, de exemplu? Foarte, foarte puțin și neimportant. Chiar neimportant. Adică nu e o localizare precisă, strict ardelenește sau nu știu, adică nu e o chestie de cultură locală, de regională, nu, deloc. Okay. Pe de altă parte știu că am avut discuția asta cu oamenii de pe acolo și am zis, până la coadă nici Hollywood nu e în New York sau nici în Washington, e în partea altă. Mm-hmm. Adică poate fi un pol al filmului în România, nu e nicio problemă. Poate că și Tudor Giurgiu tot pe acolo activează. Tifu-i acolo. Tifu-i acolo, Mircea face filme acolo. Deci. Iura a început să filmeze filme acolo, pentru că eu l-am tot văzut acolo, pe la Wonderland în continuu. Și sunt și locații în care poți filma mai ușor. Mai ușor închizi o stradă în Cluj decât în București. Cu siguranță, asta cu siguranță. Plus că nu e haosul care e aici. Aici e foarte greu să filmezi în oraș, în cetate. Acolo cât de cât e mai simplu, nu foarte simplu, că e totuși aproape metropolă, dar ai alte posibilități și alte deschideri.
Plus că sunt în preajmă, sunt foarte multe locații minunate, adică sunt munții Apuseni care sunt. Mm-hmm. Am filmat niște locații acolo. Deci Tarnița e foarte aproape. Mm-hmm. Am filmat la Mărișel, că nu sunt niște locații de... Superb acolo. Doamne, ferește, nu le găsești. Adică dacă filmai în București, trebuia să mergi, nu știu, Valea Prahovei, care oricum este bulevard. Bine, până și drumul ăla de la Cluj la Mărișel, ăla e îngrozitor. Nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva cu el. Știu că n-ai semnal pe drum. Am fost o singură dată acolo în 2022 la un eveniment. Nu, nici acum era o porțiune în care nu era semnal. Dar practic nici n-aveai nevoie. Dar în schimb, după aia, cum arăta acolo... A, peisajul e minunat. Și probabil o fi și de... Plus că au fost pe prietenii. Sunt mulți prieteni care au ajutat cumva filmul. Mm. Atunci erau niște locații splendide, probabil și pecuniar vorbind era mai simplu, că s-au ajutat unii pe ceilalți fiind o comunitate de prieteni, un grup. Și atunci am filmat de pildă la niște oameni acasă, o casă de plângeai cu vorbe, adică arăta într-una. Plângeai cu vorbe? Aoleu! Plângeai cu vorbe pentru că vorba lungă se răcea omului. Da, și altceva când filmezi într-o casă locuită, oricât de bun ar fi un scenograf, sunt o grămadă, Doamne ferește, în clipa în care faci un set, le pui cumva, omul ăla le folosești. Le pui aranjat, da? Le aranjezi cumva pe motive, nu știu, estetice sau habar n-am, logice, dar alea erau lucruri funcționale. Oamenii găteau acolo, stăteau acolo, lucrau acolo și atunci sunt ergonomii, altfel puse cu viață. Exact. Adică exact. Pun paharul ăsta aici, un scenograf l-ar fi pus aici că arată mai bine, știi? Da. Și într-adevăr poate arăta mai bine, dar aici e normal, că de aici îl iau. Mm-hmm. Adică avea o logică a firescului vieții. Și atunci... Plus că mai e o chestie, dacă filmezi într-o casă care e făcută pentru filmări, există marele risc ca acea casă să mai apară și în alte produse, când la omul acasă... Nu. That's the point. Exact. Că nu o să fie la gata și acum închirie în casa numai pentru filmări. Hai! Exact. Nu da. E și când... Eu nu mi-aș fi închiriat o casă pentru... N-aș fi lăsat pentru că o echipă de filmare înseamnă 40 de oameni. Adică e un discount. Astea sunt avantajele bugetului redus. Pentru că te face să... Te forțează să-ți găsești astfel de soluții. Pe la Moldoveni toate casele alea în care filmam noi erau toate locuite și am avut nevoie la un moment dat la promo și la casa primarului avea nevoie de casă mai luxoasă. Și atunci evident că apelam la șantajul emoțional, la părinți de copii care copiii ne plăceau foarte tare și atunci părinții puneau casa la dispoziție. De gura copiilor. Logic, evident, că dacă copilul dacă tot anul vrea să facă poză cu mitică, îl aduceai pe mitică, la el acasă, gata, nu mai e problemă. Adică nu mergem noi la el, vine el la noi, știi? Mm-hmm. Ceea ce în București nu cred că se întâmplă. Nu cred că s-ar întâmpla treaba asta. Adică nu cred că dacă mă duc acum pe la Corbeanca sau pe la Snagov și bat din poartă în poartă să venim cu o filmare, nu cred că... Nu. Merge. Nu. Sau poate doar dacă poți să scape cauțiune pentru că un individ nebun a bătut la mine la ușă. Sau veneai cu un Doberman de gât. Știi? Sau cine știe ce ne-a ajuns sau călcai în cine știe ce... scuzați-mă. Nu, dar cert e că am intrat într-o comunitate foarte frumoasă acolo. Adică niște oameni care se susțin și se iubesc reciproc și au încredere unii în alții, ceea ce e foarte important. Că până la cadă nu poți să faci singur lucrurile dacă n-ai spate. Mm-hmm. Mai ales lucrurile astea de avergură. Mie că aici nu e foarte ciudă pe Clujul ăla, pentru că ciudă, dar mi-e o ciudă productivă, zic eu. Adică mi-ar fi plăcut să fii și la Iași așa. Mi-ar plăcea să pot să fac și eu la Iași așa ceva. Mm-hmm. Pentru că se simte chestia asta, se simte o comunitate mai unită, prin urmare și mai puternică și mai dezvoltată. Da, ca dovadă că da, arată bine Clujul, arată foarte bine. Și erau multe chestii culturale ce obțin în timp ce am filmat, noi erau... un festival de muzică clasică, un festival de jazz, și nu e ăla, era un, nu e cel Jazz in the Park sau ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Adică erau, se întâmplau lucruri, nu te plictiseai. Oamenii spun că provincia e puțin mai moartă față de București, unde se întâmplă multe lucruri. Inclusiv s-au întâmplat o grămadă de chestii. Urma Antoldu, mă rog, aici cu Antoldu nu sunt eu consumator de așa ceva, dar că e un eveniment, asta e cu siguranță evident. Mm-hmm. Plus, campionatul U21 de fotbal mondial sau ce a fost pe acolo, că normal s-au jucat niște meciuri acolo la Cluj Arena. La Cluj Arena. Mm. Concerte acolo, în weekend nu se putea, nu aveam cum să film, că erau
Deci se întâmplau lucruri și atunci clujenii, atunci, cum să spun, indiferent cât de bună starea materială a unor cetățenii unui oraș, dacă n-au și latura culturală, nu au cum să se dezvolte. Exact, da. Ai nevoie să te cuplezi la niște lucruri, la muzică, la spectacol, circ, dacă vrei, sunt o grămadă de lucruri, dar oamenii au nevoie de așa ceva, de pâine și circ, de spectacol. Și nu poți doar spune, doar sunt bogați. Bun, și ce faci? Exact, da. Mergi pe stradă cu 1.000.000 de euro în buzunar. Și unde? Primul tricou, vrei? După aia citești? Nu, că nu știu să citești, nu adică bani. Și după aia mă cacas. Și mă la televizor. Și după aia mă sparg, mă duc în balie să moară, să facă, să treacă. Crezi că acolo găsești ceva? N-ai cum să fii bogat cu adevărat într-o comunitate săracă, asta e limpede. Deci, săracă cu mintea. Da, da. N-ai cum, pentru că trebuie o deschidere, cum azi, trebuie după aia să poți compara lucrurile, să poți să-ți faci o casă mai de bun simț, că degeaba ai bandă că ești tâmpit. Mm-hmm. Și în general, casele care au apărut acum în Cluj, când mă uit prin cartierele respective, sunt frumoase. Sunt de bun gust, asta e povestea, că bun, sunt bogată, dacă vreau lei de aur. Come on. Da, dar vreau să fie și vii. Dau 500.000 de euro. Vopsește un leu de un aur. Să-mi păzească găinile. Se putea ajunge și la așa ceva. Adică eu nu cred în asta, doar într-o bogăție seacă. Apropo de sistemele de valori întoarse cu sus în jos. Leu care păzește găini. Păi îți dai să și smerit. Bine, ursul ar putea deveni la noi un soi de pet de asta, știi? În vedere că se obișnuiește atât de tare cu omul. Da, poți să zici că da, brașovenii și iau urși. Da, urși cu mobile, că sunt inteligenți urși. Spune. Alertă de găini, au fugit găinile, fac! Să primească piuitori de alea. Să primească ro alert. Da, ro alertul ăla. Asta sunt moartea spectacolului. Când începe unul, zici, hai să stăm. S-a întâmplat vreodată? Sigur că da. Cum să? În timpul spectacolului să sune ro alerturile? Da, da, da. Alea sună și dacă e pe silențios telefonul, nu? Spiară de zici că s-a acu. Păi și ce faci când se întâmplă asta? Te oprești, ce Doamne iartă-mă să faci. Sau depinde, dacă e o comedie spui, închideți ușile că vin urși. Da, e sigur, stai puțin, că acum nu denigrezi ceva care poate salva viața unui om. Categoric, acum. Nu, categoric. Doar că poate o mică discreție, știi? Doar să spună băi. Așa mi-ar plăcea alarmele de la mașini să fie. Dar nu prea mai sunt mașini cu alarme. Din ce în ce mai puține. Păi da. Că... Știi care e cea mai bună asta, antifur de mașină în Statele Unite? Să-l lași păr bagaj deschis. Nu. Cutia manuală. Sigur nu ți-o fură nimeni, că okay. Nu mai știe nimeni să... Ok. Ba chiar te și înjură. Ce e asta, mă, frate? Păi, dar tu poți să ieși un schimbător de ăsta de automat și să desenezi pe el 1, 2, 3... Și ai băgat în ceață, da. Definitiv. Desena niște cifre acolo și făcut traseul și da. Gata. Ați mai uite la pedale, îți vadă când ai ambreiaj. Ei, pui una de plastic și pe o scoți când pui ceva acolo. Găsești o soluție, da. Ai breaj? Am ambreiaj. Cu cuiu pe mașină, vezi că am breaj. Am breaj să n-ai bruiaj. Da, nu, e tare chestia asta. Chiar nu m-am gândit ce se întâmplă la un spectacol când într-o sală plină sună ro-alertul. La asta chiar nu m-am da, gândit. Da, ți-am zis, premisele sunt cât se poate de omenești și de normale și de slujba omului. Doar că sunt jenante în clipa care e o chestie. Plus că inevitabil te sperie chestia aia. Adică e limpede, inevitabil. Să te gândești dacă ai lăsat aragazul aprins. Să vezi dacă nu-i de la tine. Da, te uiți în jos, văd că vezi fum, poate fi chiar de aici. E și o situație de panică indusă. Uneori, unii sunt mai prăpăstioși și se gândesc la ce.
Sigur, n-am văzut oameni fugind cu telefonul din... din... în urmarul alertului. Să fugă din sală. Incendiu în Târgu Mureș. Ești la București la spectacol. Da. Unde te duci la Târgu Mureș? Când am tren? Când am tren? Da, e o treabă asta. Da, suntem adaptabili până la coadă. Poate să piuie și Richard al treilea. E piuielul ăla cocoșa, știu eu. Scârscă. Pi, 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 pi. Ah, Lady Anne, trebuie să vină. Alertă. Alertă, vin francezii să ne batem. Apropo de asta cu spectacolele, când o să ajungem la capitolul teatru, așa, în mintea mea era cu capitole. O să te întreb, vreau să vorbim despre un lucru, o postare pe care am văzut-o pe Facebook în weekendul ăsta, care m-a contrariat foarte tare. Și apropo de întreruperea spectacolelor și așa mai departe, cred că deja ți-am dat hintul necesar. La teatru mic, o chestiune respectivă. Exact, da. Dar vreau să vorbim despre asta pentru că mi se pare important. Însă până la toată coada, hai să vedem cu filmul ăsta, prima dată, ce așteptări ai de la el și de ce... le recomanzi oamenilor, dacă le recomanzi, poate sigur nu le recomanzi. Eu v-aș recomanda să nu. Am jucat, l-am făcut foarte frumos, dar acum e obligatoriu. Ar fi și culme. Deci de ce? Nu, e un film curat, foarte bine făcut, arată foarte bine și eu chiar sunt mândru că am făcut parte din chestia asta. Mândru, o mândrie artistică, evident, nu personală. Astea sunt alte chestiuni. Dar e frumos, și sper să aibă viața pe care o merită, pentru că e un film muncit în care chiar am încercat să găsim lucrurile cât mai apropiate de sufletul omenesc. Mm-hmm. De foarte important. De oamenii cu copii, de oamenii care cu un anumit tip de problematică, dacă te poți îndrăgosti la 45-50 de ani, dacă într-adevăr poate să existe. Și poate să existe, firește. Mm-hmm. Că nu... Oameni suntem oameni și avem sufletele noastre și inimile noastre și că lucrurile se pot întâmpla oricând. Doar că trebuie să le dăm voie și atunci nu trebuie forțate niciodată, dar nici nu trebuie trase pe linie moartă doar din cauza unui, știu eu, conveniențe sociale sau nu se poate, bă. Nu, aia e. Se întâmplă. Se întâmplă și e frumos la orice vârstă, sigur. Nu arată bine un om de 50 de ani care se comportă ca unul de 18, da. Dar îi se poate întâmpla la o formă matură. Atunci e frumos. E un elogiu despre iubire, despre toleranță, despre atenție, despre gingășie, dacă vrei. Asta e important, că să începem să le uităm din cauza goanei astea după o viață mai bună. Ce înseamnă mai bună? Mai bună nu înseamnă neapărat mai avută. Cred că mai bună înseamnă, știi, fericitul se mulțumește cu ce are, nefericitul cu ce lipsește. Da, dacă ar fi... E așa, e mișto podcastul ăsta, dar dacă avea un microfon, asta e. Come on, vorbește, frate, că nu e vorba despre asta. Mai ții minte că la un moment dat la Te Cunosc am vrut eu să fac o glumă. Dar am îmbrăcat o chestie mișto în gluma respectivă. Că tu vorbeai foarte des, foarte frumos înaintea jurizărilor tale, când aveai cuvântul, de fiecare dată când ajungea jurizarea la tine. Să spun și de ce. Pentru că am primit și am furat lucruri în meseria mea de la niște oameni foarte mari, de la niște mari actori, de la niște mari personalități culturale. Când le primește să le dai înapoi. Că dacă le ții acolo, le ții să ce? Să ruginească acolo. Poate îi folosește cuiva la rândul lui. De o chestie, se poate folosi de un lucru frumos, important, trăit, pentru că nu poți să doar să spui basme, trebuie să le trăiești. Și după aia să spui, asta e așa. Dar după ce ai dat tu cu nasul de ea. Așa, toți putem povesti din cărți 7000 de chestii. Dar mă simt nu dator, e mult spus, mă simțeam dator. Îmi venea să vă spun cât mai multe lucruri din ce știu și eu. Poate vă ajuta la ceva. Asta era în mintea mea, în sufletul meu, de fapt, nu în minte. Adică încercam să vă spun din inimă niște lucruri, nu din creier.
Sigur că fiind concursul ăla, whatever. Aia nu mai conta. De fapt, eram niște entități care se întâlneau într-un anumit demers. Niște oameni care au cariere în față, au fani, au, adică nu erau unii de pe stradă. Și mă gândeam că poate în paleta asta fiecăruia mare, pot să mai pun și uite, vezi că asta poate se folosește la ceva. Asta era de fapt toată treaba. Apropo de, că nu spuneam mult, câteva propoziții, că nu trebuie să... Prăjiturile bune nu trebuie să fie neapărat de o tonă 500. Și când e bună, vezi de tonă 500, bă, parcă l-aș mâncă, e cam mare. Dar când e mică, parcă... E mai vrea una. Da. Și mai cumperi și tot așa. Da. Așa ușor. Și mai vrei și altă dată. Mai vrei și altă dată. Dacă e bună, evident. Ideea e că lucrurile astea, cred că te, cel puțin în percepția mea despre tine, e că eu te cunoșteam de la televizor și erai o figură cunoscută. Dar care nu fusesem niciodată atent la ceea ce spuneai tu, pe mine m-au captivat în momentul respectiv și am zis, bă, totuși emoția asta vine de undeva. Și tu vorbeai foarte frumos despre iubire de fiecare dată, când se ajungea la o chestiune mai sensibilă și așa mai departe. Repet, meseria mea nu se face decât cu hiperemotivitate, nu cu tupeu. Tupeu n-are ce căuta. Eu nu pot să-ți transmit emoția dacă nu o am. E o minciună, te-ai prinde imediat că e o făcătură. Dacă e o chestie autentică, normal, când vezi un copil plângând, ăla plânge pe bune, te uiți la el și atunci empatizezi cu el, dar trebuie să plângă. Și trebuie să plângă printr-un motiv, că trânjivezi. Nu-l crezi. Dar dacă pe el chiar îl doare ceva, atunci îl vezi și empatizezi, n-ai cum. Pentru că nu minte. Deși paradoxal, un actor minte. Știi? Dar își folosește propria lui sensibilitate sau propriile lui... Știu că am spus lui Connector odată o chestie care i-a plăcut foarte tare, plăcut. E pentru lui foarte adevărat, artist, omul când plânge, plânge așa. Artiști să plângem așa. Și e greu să renunți la intimitatea ta, la colțul tău, ca să o arăți lumii. Și e greu de trecut peste. Dacă vrei să mai spun, dar nu vreau să fii sentimentaliști. Da, da, de ce nu? Prima dată când mi-am murit, când mi-am urât meseria. Știi când a fost? Când a murit mama mea. Era o chestie terminală. Odată se întâmplă, nu se întâmplă de 40 de ani. Și la un moment dat am avut gândul ăsta, sigur, cu tristețea respectivă, cu, mă rog, nu contează. La un moment dat am avut gândul ăsta parazitar, zic, fii atent cum îți ia acum, că poate folosește cândva. Și mi-am urât meseria, care nu-mi dădea voie nici măcar să-mi trăiesc autentic, o chestie absolut terminală. Și m-a enervat chestia asta pe mine însumi, sau pe deformația asta profesională, dacă vrei. Că trebuie, că m-am gândit că poate o să-mi folosească într-un film sau cine știe ce. Și atunci am urât-o, singura dată când am urât-o, din tot sufletul meu. Tocmai că îmi vicia cumva o chestie autentică. Dar crezi că o altă meserie vocațională n-ar fi făcut exact același lucru? Nu știu. Nu știu, că nu am decât pe asta. Eu mă gândesc la faptul că orice lucru care e făcut cu multă pasiune e făcut și cu puțină obsesie. Sigur că da. Și atunci gândurile astea sunt firești. Toți se atâtea au o doză de nebunie. N-ai cum să o faci, pentru că e o pasiune pe care nu înțeleg toți. Bă, ce ăsta e cretin, asta vede în fața ochilor. Nu poți să faci performanță decât dacă faci ca nebun. N-ai cum. N-ai cum. Nu se poate. Uite, dacă de la sport, dacă oameni care sunt nebuni la cap. Dar după aia când îi vezi evoluând, zici, da, frate, atunci trebuie un sacrificiu acolo undeva, chiar cu riscul de a te hate-ui nu știu ce idiot de nu știu unde. Treci și peste asta, e un bă de treabă, pentru că după aia zici, wow. Păi da, wow, ăla pe mine m-a costat niște chestii, dar trebuie să mă coste, pentru că altfel n-am cum. Și e bine să o plătesc înainte, ca după aia să pot să o dau. Nu știu cine zicea chestia asta, cu actoria trebuie să te coaste, bă, băiatule. Da, e o replică celebră. Nu mai știu, nu știu. Stai așa că intervine Marian acum. Da? Ești sigur că Natanticu a zis-o? Da. Dacă nu știu la ce n-a terminat eu. Gonța? Nu știu.
Ideea e că nu, e indiferent cine a zis-o, dacă regăsiți... E preluată, pentru că nimic nu e nou sub soare. Adică... E posibil că așa chestii de la Nenea Cojar, eu le auzeam în fiecare zi. Uh-huh. Și erau unele care nu erau de la Nenea Cojar, că le mai știam și de prin alte părți. Și apropo cu de hipermotivitate, de trac, de frică, de... există o glumă foarte mișto a unui mare actor francez, cred că Philippe Noiret, care într-un eveniment mondan oarecare s-a întâlnit cu o tânără speranță feminină care a fost timp, Bună ziua. Știți, eu sunt actriță. Dumneavoastră mai aveți trac, mai aveți emoții? Întotdeauna. Eu n-am nicio. O să vin odată cu talentul. N-ai cum, nu poți, mă, dacă nu te costă. Nu poți. N-ai cum. Păi așa, când n-ai emoții, nu înseamnă că ceva faci greșit. Stai puțin, poate există și excepții sau cazuri excepționale în care oamenii, într-adevăr, sunt doar pe... Dar uitați-vă la mari actori, că toți care spun că... Anthony Hopkins, care a debutat foarte târziu, pentru că era foarte frică. Era frică să intre pe scenă. Era teamă. Și cred că e firească treaba asta, pentru că în momentul în care îți pasă, ai emoții, ți-e frică, ți-e teamă. Sigur că da, niciodată, adică știi ce, un om inteligent întotdeauna, un înțelept întotdeauna are dubii, are, nu știe exact dacă e bine, un prost niciodată. Pac, straight to the number one. Adică ai dubii, mai oare e bine, oare îți pui întrebări. Tâmpitul, asta e toată. A, prostia e categorică tot timpul. Da, și are oroare de anonimat. Da, iar acum e și ajutată, pentru că eu am vorba asta a prietenului meu care a constatat la un moment dat și a zis că mai sunt mai multe podcasturi. Băi, eu știi care cred că e toată chestia, că înainte dacă erai prost, erai prost la tine în sufragerie. Știa măta, tactul, știau prietenii, dacă i-ave, că și ei cel mai probabil erau proști și na, oamenii din, cu care interacționai tu fizic și le mai făceai tot soiul adică de... Adică n-aveai victime probleme. Colaterale prea multe. Exact. Acum ești prost și te știi o țară întreagă. Aia mi se pare diferența. Problema e că te mai și admiră. Categoric, pentru că nu, trebuie să fie... Fiecare cu idolilor, nu? Idiolilor. Exact. Că să se sigur scris greșit, da. Ai, ce bună a fost asta și ce subtilă. Idiolilor. E idiolul meu. E idiolul meu. Păi asta, asta îți povesteam, că tu de fiecare dată când aveai... Când a, uite că m-am întrerupt atunci, apropo de... Că vreau să duc discuția într-un anume punct. Ți-mi minte că am făcut eu odată o glumă când am zis că da, weekendul trecut am și aflat de unde vin, de ce vorbește Cristi așa frumos despre iubire. Pentru că ieșisem la un moment dat pe Calea Victoriei și te-am văzut de la distanță, dar nu te-am deranjat. Te văzusem, erai cu soția la plimbare și atunci am vrut eu să fac un soi de compliment mascat în gluma respectivă, glumă care n-a fost dintre cele mai bune, mai dau și proaste. Sau mai puțin bune, că la ea nu prea s-a râs, aia, mulți n-au prins-o. Dar nu cât de ce filozofică era, cum discutam mai devreme, că era un căcat de glumă. Probabil că se încăcat și nu era de la cu noroc. Era pur și simplu un nenorocit. Exact. Și sunt convins că lucrurile astea, pentru că eu din momentul ăla am zis, bă, Cristi, din momentul în care are sensibilitățile astea, ele provin din niște experiențe ale lui și categoric cu un nivel ridicat de înțelepciune și de experiență, totodată reușești să le gestionezi în favoarea ta și în favoarea celor din jurul tău, de multe ori înainte de favoarea ta. Ziceai că ești pe jumate moldovean. Mama era din Roma, Dumnezeu să ierte. Tata din Argeș. Bunicul meu era din partea mamei comunist, comunist convins, din Pașcani, cu grevele comuniste și celălalt legionar. Okay. Îmi dai seama ce se zbat contrariile în mine. Păi da. Nu, că așa s-a găsit echilibru. O extremă cu cealaltă și a apărut... Se cam împușcă. Transgenerațional echilibru. Da, și bunicul celălalt a stat la canal, Pitești, mă rog. Tu de cât timp ești în București? Ai născut aici? Nu, Gărățean. Ok. Cu școala acolo și după aceea am venit în București la 17 ani, nu știu. Îmi dai seama, ziceam...
aproape 40 de ani în București. Ce ai venit în momentul în care trebuia să dai la facultate. Da, am stat prin gara, am dormit pe acolo. Da, am luat din prima, cu un loc. E un singur loc. Ok. La aceștia care nu făcuse armata, am făcut armata și pe aia mi-am terminat întâi. Dar tu cum ai vrut? Cum ai luat decizia asta de a merge pe drumul actorii? Pochetasem cu asta, dar eram complexat de înălțime, mi se părea mic, urât, și caut eu, mi se păreau că actorii trebuie să fie niște chestii așa, cu soclu. Mm-hmm. Și am fost foarte bun la medicină, la anatomie, am fost olimpic la anatomie. Ok. Și am vrut să dau la medicină inițială. Și chestii destul de contrarii așa. Nu, că era tot pentru om, pe mine mă interesa omul punea să-l ajut cumva. Asta era în minte, dar nu ți închipui că o chestie premeditată. Ce așa simțeam în sufletelul meu mic acolo, mic și nervos. Păi de unde venea chestia asta? Da, de nou. Fiind copil de plasticieni, că ambii părinții mei au fost plasticieni. Tata sculptor, mama pictor. Ok. Și am stat într-o zonă destul de boemă. Într-o boemă culturală, practic. Pentru că am luat contact cu chestia asta, cu pictura, cu literatura, erau poeți, era o anumită zonă. Mama era profesor la liceu de muzică și artă plastice. Am făcut vreo 5 ani de vioară, adică am trecut prin niște chestii destul de mișto. Și printr-o muncă, printr-un antrenament, că la instrument e complicat, adică trebuie niște ore de studiu. Și mai ales când ai examene în fiecare trimestru, examene eliminatorii, adică nu, dumneavoastră, are talent, n-are talent, aia e. N-are rost să continui să faci, mai ales într-o chestie absolut vocațională, care este instrument muzical, mai ales vioara, care este netemperată, regele instrumentului, regina. Și după aia, am fost într-un de cele mai bune licee din Galați, acum se numește Racovița, se numea Liceu de Științele Naturii, și mă pregăteam pentru medicină. Am fost și la morgă, ca să văd cum arată un om dinăuntru. Noi făceam practică cu liceul ăsta și la combinatul siderurgic din Galați. La partea chimică și partea altă, cine voia, cine rezista acolo. Citeam pe vremea biografia lui Michelangelo, fiind în mediul respectiv. Și el a tăiat morți în Santo Spirito când avea vreo 14 ani, aveam 16 și aveam și... Nu era nici ilegal, zic, mă duc acolo. Sigur, e complicat să vezi cum se disecă un om sau cum se face o autopsie. E complicat, mai ales când ești mic. Te poate traumatiza. Nu te traumatizează. Asta cu traumatizările, eu am mari îndoieli vis-a-vis de asta. Trebuie să te călești într-un anumit fel. Că doar așa, doar pe lângă muchia... Da, tată, trebuie să-ți cazi în genunchi să vezi să nu mai cazi a două oră. E simplu. Oricât ți-aș explica să-ți pun genunchiere de mic, nu, lasă, la e. Știi? Până la coadă va deveni o ființă umană speriată. Dar după aia, dacă pățește chestii, nu mai e speriată, că știe ce se întâmplă. Sigur, pare spartan sau prostesc ce spun acum, dar cred că are doză. E destul de logic ce zici. Da, e firesc dacă... Chiar dacă poate suna dur. Poate suna dur, dar nu e dur. Dură e viața. După aceea, cum să spun, după aia devii un inadaptat sau un depresiv. Sigur, sunt oameni care au chiar probleme cu aceasta, dar eu nu prea cred în chestia asta. Bă, când ai scopul, tăticule, unde depresiv nu vă la țară? Păi te scoli la 5, dai de mâncare, pac, ai de făcut, știi cum dormi fără depresii. Bă, bune, dacă nu îți rup mâinile, pentru că trăiești să-ți faci o existență. Păi da, specialiștii ți-ar spune că și ei la țară au depresii, numai că nu știu să o definească. Păi nu, bea o țuică și să liniștesc. Nu, mai înjură curca aia, puf, era așa și gata. S-a dus depresia. Ce să mă, unde vezi? Mai e că tu nebun, care poate, acum, știi cum, cazuistica modernă, găsim numai cazurile sunt importante, nu marea masă. Sunt doar cazurile. Cazul ăsta, vai de mine. Uite-l pe ăsta. Da, mă, dar e unul. După aia sunt 2 milioane care n-au nicio problemă. Nu poți să judeci 2 milioane de oameni în funcție de cazul ăla. Cum nu? Noi suntem experți în sondaje. Așa măsurăm și audiența în 2024. Întreabă pe 10 oameni în funcție de aia 10 oameni îți spune. Kiss FM, 1.864.317 ascultători. Zice cu o precizie fantastică. Serios vorbesc. Cine? Nu știi? Deci la radio, audiențele radio în 2024 se măsoară în contextul în care mai toate radiourile sunt digitale acum, se măsoară prin sondare la telefonul fix.
Tu mai ai telefon fix acasă? Uneori îl mai uit și, și atunci e fix. Azi am avut un șoc, că am cerut de la asistentul lui Măruță, de la Ciucă, am cerut numărul lui Romică Țociu. M-am gândit că sigur, l-are cu sesie la podcast, la Cătălin. Și mi-a dat din redacție de la Pro TV. 021? Nu, nu, avea mobil și fix. Și a zis, bă, băiatul, uite, cineva care are probabil numărul fix, de cine știe de când? De când era Romică Țociu prezenta Bingo. Da, cine știe de și când? Și cu siguranță aparatul respectiv nu mai există de mult. Categoric. Dacă n-am văzut telefon fix, am stat și m-am gândit, zic, bă, băiatul, eu n-am mai văzut un telefon fix. Și aia măsoară audienții radio, așa. Și lor se pare relevant rezultatul. Adică îl iau și îl pun, nu zic, de multe ori se pupă cu realitatea. Adică da, ZU și KISS sunt cele mai tari radiouri, astea e limpede. Problema e alta. Cum poți tu dintr-un sondaj, bun, ok, ai calculat ochiometric, dar îmi dai, scrie-mă 1,8 milioane, nu îmi scrie și cu decimale, ești nebun la cap? 1,3 copii și 6 câini care... Da. Într-o dată e ca la Pavlov. ZU FM. Dintr-o dată au devenit mai activi. Așa e și aici cu chestia asta. Tu în caz ai tendința să-l generalizezi foarte rapid. Mintea umană în general e construită în felul ăsta. De la un caz, dacă e un caz lângă tine, e foarte ușor să generalizezi. Te gândești, e următoarea întrebare: și câți ori mai fi ca el? Și câți ori mai fi, da. Tot așa, e un empirism care până la coadă n-ar trebui să-și aibă loc într-o societate inteligentă. Că nu ai cum să generalizezi vis-a-vis de un caz aparte. Știi? Mm-hmm. Adică nu mi se pare igienic, dacă vrei, pentru o societate. Să judeci numai din pricina cazurilor pe care o are, pe care le are. Mm-hmm. Adică e totuși e o masă de oameni care trebuie să realizeze că unul e depresiv. Aoleu, să avem grijă de el. Bun, avem grijă de el, ok. Nu înțelegeți. Stai mă, hai să o lămurim o dată. Pe bune, trebuie să cădem toți în depresie. Se simte singur. Vă rog. N-aveți pic de inimă. Bine, tată. Nu cred că e foarte ok. Ca să empatizăm. Mă rog. Pare o prostie un pic. Adică, dar vorba lui Creangă, știu că sunt un prost, dar mă uit în jos și mă mai liniștesc. Bine, asta ne însemnând că depresii și cazuri de genul ăsta nu există. Ferește, există categorii. Nu minimalizăm ceva, dar hai să nu maximizăm. Să nu hiperbolizăm. Da, să-i facem din asta o statuie. Că să acționăm încă o secție cu grija respectivă, dar hai să nu dăm, să legiferăm, ca să zic așa. Așa, și întorcându-ne la momentul în care ai făcut switch-ul de la medicină spre actorie, da, pentru că mi se pare un moment definitoriu. Păi da, eu nu prea fac scandal de obicei când sunt notat sau ceva, adică știu că e o formă inteligentă cu mine care poate stabili niște lucruri. Și am primit o notă mică la faza pe județ sau pe Moldova, nu mai știu care. Mă rog, una apasată, că nu mai trecusem deja de faza pe licee, faza pe nu știu ce. Și îmi dăduse o teză, o țin minte și acum, erau nervi cranieni, cei 12 perii de nervi cranieni, pe care îi văzusem în bulbur ahidian, chiar vremea autopserul de la Spitalul Județean. De vreau zici că autopserul de la teatru. De la Teatru Național era să zic, da. Le tăiați, mi-a arătase și am desenat, am făcut, de și am primit o notă mică, foarte mică. Și am întrebat, că nu știam, m-am dus până acolo să întreb, nu se fac scandal, să întreb de ce, unde am greșit. Și zici, nu, n-ai greșit deloc. Cum adică n-ai greșit? Da, e perfect, uite, asta aici. Asta e o teză de anul 2 de medicină. Păi și de ce mi-a spus 4,85? Pentru că nu e ca în carte. What? Și s-au întors toate lucrurile în capul meu. Adică dacă acolo e un agramatist și eu trec peste el, mă dai notă mai mică pentru că nu l-am făcut? Adică, hai să nu mergem mai... Nu progresăm, nu evoluăm, rămânem trosc, ce a zis omul ăla, poate aduc ceva mai bun. Da, asta e notat, sistemul de notare, bă, și m-a căzut cerul pe mine.
A căzut cerul pe mine. Și zic, atunci... Mă rog, nu vă povestesc ce a fost la gura mea, de gălățean nervos. În capul meu, cochetase meu cu actoria, dar cu complexele respective. Și m-am hotărât. Am avut în liceu și câțiva susținători și mulți care... Du-te, bă, de aici. Sigur că după ce am luat, am zis pe un singur loc, aia care spuneau, du-te, bă, de aici, spuneau, știam creația noastră, creația noastră, pe bune, creația ta, măi băiatul, că tot ce mă omoră cu nu știu ce materii, că nu vreau să dau nume, nu mai contează. Adică era, da nu, asta am trecut pe zi, prostie. Și dintr-o dată m-am trezit, nu știu, Dumnezeu, că altcineva ce să fie. Probabil, dar vezi, e tot despre om. Numai că altă parte a alcătuirii lui. Nu e trupul, ci e sufletul. Dar până la acolo de tot. Nu e medicină, Doamne, păzește, nu e. Dar e tot, se referă la ceva. Că poți să-i pui ceva, să-l trimiți un pic mai departe cu ceva. Să-i dai ceva din ce ai acumulat tu, sau un cuvânt bun, sau un cuvânt rău. Depinde. Că și aici e o muchie foarte fină. Că de pildă eu pot să joc un personaj rău și să mă crești să-ți placă. Atunci watch out. Păi ce poți fi periculos în asta? Păi dacă am stabilit că e o convenție, știu, uite ce simpatic e. Știi? Am stabilit că e o convenție, dar mintea mea lucrează. Și e un teren, e un teren gol în care eu pun o sămânță, poate să răsară cine știe ce de acolo. Atunci să am grijă, să văd ce semințe, cu ce vin. Și după facultate nu ți-a fost greu în momentul în care a trebuit să găsești un teatru în care să joci și așa departe? M-a iubit Dumnezeu că exact când am terminat facultatea, inițial venise domnul Boroghină, care era pe vremea aia director al Teatrului Național din Craiova, și venise la premiera la Romeo și Julieta, cu asta am terminat noi. Și se pregătea marele Silviu Purcărete să vină să facă marele lui spectacole la Craiova. Și a zis, bă, vă iau la pachet pe toți. Veniți la Craiova. Ok. Dar a venit directorul teatrului Mic, Dan Micu, și mi-a spus, nu vrei să încerci la Mic? Bine, mă. Mănânci calule ovăz, bei mardare zeamă de varză după o noapte de beție. Normal. Și am rămas la Mic din 92. Exact când am terminat, intră la Mic și de atunci sunt acolo. 32 de ani. Wow, wow, asta mi se pare foarte mișto. Da, la un moment trebuia să plec în altele, m-au cerut și alte teatre. N-am putut, zic, ăsta e. Ăsta e forever. Asta mi se pare tare, bă, și după 32 de ani bănuiesc că instituția respectivă și clădirea ei și angajații și tot fac parte și se regăsesc ca și componente integrante ale construcției tale. De fapt, mai partea umană contează foarte mult. Pentru că oricât de frumoasă ar fi o clădire, dacă nu e locuită, e în sine. E vorba ce faci acolo. Uneori găsești într-o bojdeucă de undeva, dintr-un sătuc în care trăiesc 5 copii și 2 părinți, o bucurie mai mare decât într-un palat uriaș în care stă un domn, o doamnă și 60 servitori și un copil isteric. Știi? Găsești acolo, de acolo, unde... Dar în general teatrele sunt acolo unde recalculăm viața cumva, pentru că e viața condensată. Gândește că un actor trebuie să trăiască într-o oră jumate cât trăiește un om într-o viață. Cu toate, nu? Toate bunerele și să mai convingă și 300 de oameni în sală că așa e. Dar e frumos, e splendid. Sigur, are o încărcătură mult mai mare și dar și satisfacții mari. Nu cred că are vreun sens, te întreb ce ai alege dintre film și teatru. Nu e o alegere, pentru că e practic aceeași meserie, numai că una depinde mai mult de tehnic, filmul, adică 80 ceva la sută tehnic. Teatrul e live. Asta e. Sigur că acum scenotehnica sunt cu tot soiul de 3D-uri, nu prea cred în lucrurile astea, pentru că
Omul vrea să vadă om viu. Uite, un podcast, nu putem să-l facem într-un Zoom. N-are aceeași savoare. Se făceau prin pandemie, dar erau, treceau în derizoriu foarte rapid. E ca și cum aștept să spună te iubesc femeia gonflabilă. Hai să fim serioși. Mamă, ce bună a fost asta. Păi, da, mamă, ce drăguță a fost asta. No, no way. Nu merge. Știi? E ceva, nu pot să... E un gard, acolo e un gard de sârmă ghimpat. Nu. E vorba lui Nichita Stănescu, știi? Cuvintele nu trebuie să mai fie. În ultima vreme a operei lui nu mai putea scrie, nu că nu mai voia să încarcereze cuvintele în grafisme. Și cuvântul este distanța dintre buzele mele și urechile tale. Ok. Știi? Și atunci asta e de asta teatru nu are cum să moară, indiferent. Pentru că omul vrea să vadă om viu. Trebuie să vezi om viu, e firesc, e cât se poate de firesc, e omenește. Oricât de mare tehnică ar fi, oricât de... Sigur, nu știu unde o să ajung, habar n-am, nici nu sunt prăpăstios până la coadă, dacă îngăduie Dumnezeu lucrurile astea, probabil trebuie să se întâmple. Ne trezim cumva că fără om viu n-am cum să trăiesc, nu pot trăi într-o lume a mașinilor. Sau mă rog, poate retezați complet, fără cap, fără inimă, fără, nu, habar n-am, nu știu. Nici eu nu cred în chestia asta, pentru că uite, exact ceea ce ai spus tu mai devreme, dacă noi am fi făcut podcastul ăsta printr-un Zoom, cu siguranță era cu totul și cu totul altceva față de ceea ce e acum, când noi doi suntem aici. Și aș duce-o mai departe decât atât. Sunt colegi care fac podcasturi mari în România și care au transformat episoade de podcast în întâlniri cu publicul. Ceea ce urmărim să facem și noi din anul acesta. Și anume să mergem, să ne întâlnim cu oamenii, să vin cu tine și să avem discuția asta în care să implicăm și publicul. La final, publicul să ne poată pune întrebări, să ne poată întreba vezi de ceea ce vechi greci se numea agora. Oamenii care au nevoie să socializeze, dar să mă uit în ochii lui, nu după colț, că n-am cum. Eu nu pot să comunic cu tine. Există lucrurile astea inefabile a energiilor pe care le avem și atunci le transformăm, le trimitem unul altuia. Știi? Nu merge, nu merge cum plastic. N-ai cum. Sau e o fantoșă, e o chestie, o pastiș, ceva care nu e real. Și până și cârnatul îl scoți din plastic ca să-l mânci. Că îl mănânci așa, te doare burta. Nu știu, mi-a venit prostia asta. Am zis. Da, așa e. Așa e. Și e limpede că interacțiunea directă cu publicul și întâlnirile om la om nu vor dispărea niciodată, că de asta artiștii încă fac concerte. Păi da, vreau să-l văd pe ăla. Pot să-l văd, să-l aud în condiții splendide, acustic, cum vrei tu. Dar îi pun perete, tată. Dar acolo îl văd cum îi curge transpirația de pe nas și atunci, chit că e la 30 de metri. Dar e el. Da, da, da. El, nu poți să... E ca VR-ul, știi? Nu vezi că copacul ăsta e roșu? Lasă-l pe ăsta care foșnește lângă mine și lângă care am călcat eu odată și mi-a fost noroc că am călcat într-un rahat odată. Al meu era. Da, asta e categoric. Media și tehnologia au rolurile lor. Sigur că da, dar nu sunt instrumente, trebuie folosite ca atare. Știu că vorbeam la un moment dat cu, nici nu mai știu cu cine, cu un prieten despre asta. Da, mă, dar uite, când uite, se joacă copilul ăla acolo, știi, dezvoltă imaginație, îi face, o ascultă povestea, zic, bă, nu-i dezvoltă imaginație. Când îți spun am fost la munte, muntele meu nu corespunde cu al tău. Din mintea ta. Ok? Când citesc o poveste și el s-a suit pe munte, da? Da. În clipa în care eu îți desenez un munte, e ăla, atâta tot. Nu e muntele din mintea mea. Și atunci eu ți impun o chestie. Chestia mea. Uite, așa arată muntele. Nu te uita la ăla, aici, ăsta e. Nu. Și atunci imaginația nu se mai dezvoltă. Și cărarea era îngustă. Asta e îngustă. Așa e îngustă. În dreapta. Nu e cam cum arată o cărare, ce înseamnă o cărare când e copil mai mic, știi? Unde se duce și un hățiș, unde ce-o fie hățiș? Mama aceea hățiș. Înțelegi? Deja
începe să facă un puzzle frumos al unei personalități, al unei imaginații, care poate merge mai departe. Asta e o chestie explicitată. E până la capăt. În asta nu poți interveni. Ci e dat și gata. Aha, deci munte așa, alta. Pac, pac, pac. Asta, așa, bun. De acolo vine un Pokémon. Stop. Și dacă din dreapta se aude un foșnet, știi? Și în asta contează povestea. Și atunci începe imaginația să lucreze. Și atunci automat, da, că pe cărarea asta e și o floricică galbenă. Care, știi? Deci aici începe imaginația fiecare să se dezvolte într-un fel sau altul. Adică de asta cartea este mai importantă, pentru că îți creează o lume pe care, care e lumea ta, deși e chipurile descrise de cineva. Dar tu povestea ți-o pui într-un anumit cadru. Pe da, care proiecția ta, da. E personală, e personală. Și cu cât scriitorul respectiv e mai talentat, mai hăruit, cu atât îți dă mai puține indicii ca să-ți construiești lumea ta mai mare, mai frumoasă, să vezi. Și era frumoasă fata cu tare. E frumusețea ta personală pe care deja încep să o pipăi, deci îmi plac frumusețea feminină, e așa. E brunetă, are, cu toate că poate scriitorul s-a gândit la o fată blondă cu ochii albaștri, dar în mintea ta deja încep sistemele de valori. Deci mi-ar plăcea o fată brunetă, cu ochii negri, cu buzele roșii, mai puțin, mai scundă, mai înțelegi, și încep să ai, cum să spun, să implici niște parametri personali și să faci în mintea ta un cadru care ți-e plăcut. Da, de exemplu, dacă mă uit la un film, unde la un moment dat apar anumite personaje, dacă eu personajele alea le identific cu persoane din viața mea reală, sunt nebun? Cu siguranță, cu siguranță. Le vei, fără să deci nu sunt nebun, nu? Adică dacă văd o poveste de iubire și văd o gagică și mă gândesc la o gagică de ale mele, adică din trecut, nu? Da. Ca să nu înțeleagă lumea că am mai multe acum, că n-am niciuna. Depinde, depinde de genul filmului. Dacă XXX e cu... Înseamnă că ești nebun, frate. Nu, n-ai cum să nu faci niște asociații între lucrurile pe care le vezi și propriile tale, cum să spun, întâmplări ale vieții tale. N-ai cum, ești om. A, uite, asta mă încă... Eu când eram mic, de exemplu, și mă duceam la animații cu tot soiul de personaje care apăreau în animațiile alea. În general, nu-mi plăceau astea cu... Nu mi-a plăcut, de exemplu, Peter Pan. Mie mi-a plăcut Compania Monștrilor. Aia m-a fascinat pe mine foarte tare. Că a fost în aceeași perioadă cu Peter Pan. A Monster Incorporated. Exact, da. Că l-am văzut de 20 de ori. Ei, monstrulețe, eu îi asociam cu papagalul pe care l-aveam eu când eram mic, știi? Da, mă făceau să mă gândesc toate personajele, mă făceau să mă gândesc. Ba, mai încolo când aveam pisică, mă gândeam la pisica mea și tot așa. Și m-am gândit, eu nu prea vorbeam despre asta, că mi-era rușine, știi? Adică eu consideram ceva de pudoare, așa. Da, pentru că era o parte intima ta, personaj. Mm-hmm. Dacă spun asta, știi de ce? De frică, sunt convins că de frică de a cineva, de a nu denigra lucrul la care tu țineai. Că multe, eu îmi și imaginez acum, de exemplu. Hai băi, ești prost, cum să o faci? Și atunci te-ar fi durut prea tare și mai bine o țin cumva ascuns. Cumva ascuns ca nu cumva să scui pe cineva undeva în sufletul meu. De fapt, exact. De asta e vorba. Pentru că asociația era cât se poate de inefabilă și de intimă a ta, personală. Și din teama de a nu cumva să-mi deranjeze cumva lucrul meu diafan, mai bine nu spun. O pudoare. Există e ca o pudoare, dacă vrei. Da, uite, e o chestie la care nu m-am gândit până în momentul de față. Dar o făceai inconștient, pentru că îți apărai lucrul tău. Lucrul tău la care țineai foarte tare. Și atunci, știind că e o chestie care... Bă, văd că oamenii nu prea asociază cu pisici chestia asta sau cu papagali. Mai bine nu o zic, știi, ca să nu cumva să... Și există o pudoare, asta se numește bun simț, bună creștere. Poate nu-i mișc și un soi de autoapărare. Poate nu-i bine. Lasă. Dar cu ce o să ziceți? Cu un cal. Lasă cu cal, fără pisică. Dar și ăla, un film foarte gingaș cu monștri. Adică se transformă din țipete de copii în râsă de copii.
Atunci hai să ne distrăm cu ei, să nu-i speriem. The monster in the closet. Da, e un soi de nu mi-e frică de Baobab. Da, nu mi-e frică de Baobab, că pot să și râd că îl pot să-l trag de mustață. Da. Adică, până la coadă și moral vorbind, filmul ăla are o moralitate. Adică, hai să nu mai sperii oamenii că dacă nu te culci în clipa aia, este monstru. Mă, că îți dai seama că la numai moștri a visat a doua zi, toată noapte. Și s-a uitat la clanța aia de la... Era zic closet, că e closet. De la șifonier. Dacă pui o perdea, îți dai seama că a făcut pipi pe el instantaneu, bietul copil. Și atunci e... Hai să aruncăm vălul ăsta de spaimă de pe ceva, chipurile monstruos. De fapt, putem... Nu e mai un monstrule simpatic, care n-are nicio legătură, nu mănâncă pe nimeni. Bă, chiar ești ușor caragios, cade în nas, râde. Dar de ce crezi că exista sau încă există, că nu mă pricep foarte bine la treaba asta, de ce crezi că există chestia asta? Hai să-i spunem că există. De unde vine treaba asta cu înspăimântatul copiilor cu ceva, cu un Baobab? De unde vine tot mitul ăsta? Habar n-am, cred că nu știu. Oricum are rădăcini probabil. De ce avem nevoie de o sperietoare? Pentru că ulterior o să fac o altă chestiune, o paralelă. Vezi că și oamenii mari au nevoie de sperietoarele lor. Pentru că reacționează în momentul în care li se prezintă sperietoarea. Da, se numește lege. Nu, și nu numai. Că înfunzi pușcăria. Lege, autoritate, se numește personaje politice, de exemplu, care sunt prezentate a fiind... Baobab. Da, da. Oamenii tot timpul au nevoie de sperietoare de asta. Face parte dintr-o soi de educație spartană, știi? Adică dormi, că dacă nu dormi vine, nu știu, ca să nu-l pocnesc eu, nu știu, habar n-am, trebuie să dai vina pe ceva, știi? Nu, eu nu-ți fac nimic, dar vine ăla și știi ce, stai limba. Dar e, da, uite, nu m-am gândit la chestia asta, dar probabil are niște rădăcini foarte, foarte adânci, foarte arhaice, sunt convins de chestia asta. Că nu vine la alaltări, a venit lui bunica cu tare să arate monstru din frigider. Pentru că știi că eu când eram mai mic, asta ca și paranteză, stai așa că-ți termin de turnat să nu vorbesc cu sticla în mână. Nu neapărat când eram mai mic, în anii trecuți, când încă se mai băteau aia la Ruginoasa pe 31 decembrie. Am fost eu acolo. Ai fost la bătălie? Păi Gabi e din Suceava. Da? Da. Și când drum spre Suceava vă prindea pe la Ruginoasa. Îmi plăcea pe 27 când e parada aia de la, din centrul Sucevei, știi, când vin din toată țara. Din toată țara, din toată regiunea. Urce, Cai, Ștefan, toate datinile respective. Da, da, mascați, da. Bătăuși, irozi, toate chestia asta. Arată, e foarte colorat și foarte frumos. Și am trecut și pe acolo, dar era, cred că era post-coitum, ca să zic așa, adică păi nu, că pe n-am găsit dinți pe jos. Pe 31 nu se băteau. Ne-am dus după aceea la Iași și după aia ne-am întors, nu știu cum, pe unde, nu mai țin minte exact, că erau totuși sărbători. De ce mă oblegi? Să-mi amintesc lucruri pe care nu... De ce mă oblegi să-mi aduc aminte cum am condus până la Suceava? Nu conduceam, iubrești. Glumesc, Doamne ferește. Ideea e că eu atunci tot timpul când era bătălia aia nu aveam... Ca să termin și ne-am întors pe 2 sau pe 3 de la Iași la, și am trecut pe acolo. Ah, ok. Găsim dinți pe aici și ochi. Iartă-mă că te-am întâlnit. Nicio problemă, eu te rog să mă ierți. Ideea e că eu atunci aveam tipul ăsta de discurs care provenea dintr-o convingere adâncă și spuneam, zic, uite, domnule, ce tradiții de căcat să bată ăștia așa, asta e tradiția, dar ce-o fi frumos în costumele alea care sunt odioase, așa, surâte, eu mă și speriam de mascați foarte tare. A fost una din traumele copilăriei mele, clovci și mascați. Ăia erau cam ce... și mascații tradiționali, nu mascați. Nu ăștia. E, unii din de ăștia noastre se sperie. N-am de ce să mă sperie. Unii se sperie și de mascați ăștia. Am văzut într-o zi o descindere la mine la bloc. Când am coborât eu la ora 12, pentru mine era dimineață, am ieșit la ora 12, dar asta înainte de Crăciun. Cred că era început de decembrie. Am ieșit și am văzut un om cu cagulă în fața ușii. Prima dată am văzut niște oameni în costum, așa, în cămeaș. Și eu i-am salutat, că am crezut că sunt de la biroul de vânzări, de la mine din complex, de acolo. Că am crezut că se tranzacționează un apartament.
Și când am ieșit am văzut un purtător de cagulă lângă... Și noi avea și uniformă, nu doar cagulă, că de altfel mă speriam, că nu doar cagulă. Da, da, atunci în trenici cu cagulă văzut... nu e prea bine. Da, și am încercat eu să aflu la cine au fost, dar și că n-au zis la pază unde merg. Și am pus, a rămas facem o chestie de rutină, de așa un control. Ideea e că, ca să nu divaghez foarte mult, mă speriam foarte tare de... Mascat, ziceam, explicam ce, de unde tradițiile astea barbare, că numai la noi puteau să fie, știi? Era aia, că la noi la nimeni. Un alt mit, da. A căruia am fost victimă. Și am, anul ăsta, în perioada sărbătorilor, am găsit pe Facebook la reel-uri la recomandate niște ciudați, deci ruginoasa e minciună. Am găsit niște pagini de astea de prin Germania, de prin Austria. Oho, păi așa e, niște... Cu niște de ăștia care intră pe muzică de aia, pe un gen, pe un subgen de metal foarte dur. Mai rău ca Rammstein? Nu, Rammstein e minciună, deci, Rammstein e simfonie pe lângă aia. Nu, deci nu se compară. Nu, erau ceva de genul Vatain, dacă știi. Suedezi aia... Sau, cum îl cheamă, erau niște nordici, tot niște norvegeni, care au foarte un metal de ăsta, un death metal foarte dur. Nu mai țin minte exact cum se chema. Nu știu. În orice caz, era o duritate extremă, costumele erau mult mai înfricoșătoare și oamenii efectiv se izbeau în public, care publicul se ducea acolo ca să vadă asta. Mai făceau ei niște efecte cu flăcări și aveau turneu, erau ca o formație. Și aveau turneuri mai multe orașe în Germania. Și atunci am zis, bă, de unde vin chestiile astea? Pentru că explicația e că ei fac așa ca să alunge, umane, să alunge spiritele rele. Da, mă, dar cum să-l alungi pe dracu când arăți ca dracu? Atunci vine. Că am văzut un coleg, înțelege? Da, e o formă, nu știu, cui pe cui să scoate ceva de genul ăsta. Știi că e ca la durere, știi, că uneori... Ai o durere și pe aia trebuie să apeși în o anumită parte a corpului ca să ai o durere mai mare ca să o anihileze pe aia, știi? E foarte stranie chestia. Și atunci, practic, zăpăcești un sistem nervos tocmai din pricina asta. Știi că era aia, când te doare măsura, când te apeși de unghia asta, te doare de nebunești, sau de unghia mică. Da, am avut panariciu, știu ce înseamnă. Ceva îngrozitor. Da. Și atunci... M-am păcălit medicul că nu merge cu xilină, că e... local la deget și că trebuie că fiind infectat nu prinde xilena. Și pe viu mi-a drenat de două ori în aceeași zi. Au. A fost ceva superb. 3 săptămâni nu mă puteam uita la degetul meu. Și asta recent, acum un an jumătate. Și pe muzică de... La ce rege te-am tras acolo la Don Doctor, îți putea filma lejer un clip la Rammstein. Lejer, ia. Păi și tu te sperii de ruginoasă. În televiziune când ai debutat, Cristi? Pentru că întrebarea are foarte mult sens, că abia după te cunosc, Nengiu a venit la mine acum câteva luni și mi-a zis, bă, tu știi Cristi Iacob a jucat în Băieți Buni? Da, eu uitându-mă atunci la Băieți Buni, dar nefăcând conexiunea. Am și scris la ea. Wow! Da, o echipă de scenariști. Da, am jucat în primul episod. Foarte mișto. Inițial s-a dorit a fi un film, o comedie. Dar a ieșit, știi, că nu știi ce bagi acolo și ce iese, știi? Că normal, dai seama că pe Cabral îl chema inspectorul Bălan. Adică avea o doză de umor din asta, sigur, nederanjantă. Dar și-a fost unul dintre filmele... dar în televiziune am început... Nu erai după lumea asta. Piese la TVR1, după ce am prezentat emisiuni. Priști și câștigi, Carta TV Recordurilor Direct. Multe. Și multe, multe seriale de televiziune. Sigur că asta toată lumea strâmba din nas, că de aia, mă, lasă, joci în asta. Bă, nu te obligă nimeni să joci prost în telenovele, că sunt telenovele, poți să joci și bine, nu e nicio problemă. Mm-hmm. N-are nicio legătură asta. Asta e o meserie și e o meserie și gata, e ca și cum ar fi sclifosit o prostituată de pe centură, știi? Nu, eu la tiriști, nu. Ce cauți aici, atâticule? Eu ambasadori. Du-te la ambasadă, nu stai aici. Da, sigur, acum o să mă înjure mulți că
că fac această comparație cu o meserie, meseria, cu două meserii. Dar până la coadă, șuci. Bun, și dacă ai de făcut o poveste, nu, ești actor de dramă. Ia încearcă să fii făt frumos, poți sau, știu eu, nu știu ce, zmeu. E aceeași meserie, trebuie să te transformi, că până la coadă, de asta ți-ai ales meseria asta, că poți să fii mai mulți. Și repet, poți să fii mai mulți fără să fii arestat. Poți să faci lucruri pe care oamenii nu le pot face de obicei. Știi? Și poți să pui lucruri. Într-un fel, punea cineva foarte frumos, noi artiștii teatrali suntem damnați, să spunem adevărul. Indiferent. Pentru că și putem să o facem, fără a fi arestați. Mm-hmm. Sau, știu eu, deferiți justiției pentru calomnie sau, știu eu, câte s-au mai inventat între timp. Pentru că joci un personaj care poate să aibă părerile lui și atunci ai, nu că neapărat ai avea părerea respectivă, dar personajul ăla așa e el și atunci trebuie să-l arăți așa cum e el. Mm-hmm. Poate spune adevărul, cine știe, și voi sunteți, habar n-aveți și sunteți într-o bulă, o bulă de minciună, pentru că minciuna curge pe străzi. Uite-te și tu în jurul tău, de la apariția unei fețe care este complet alta. Mm. Complet alta. E altă persoană, omule. Pornind de la dantură și până la podaba capilară, e altă persoană. Nu mai vorbesc de minciunea din politică, în care oamenii spun, știi clar că nu o să fac. La un moment dat, ții minte că vorbeam la un pahar de vin cu niște, hai să facem noi Partidul Consumatorilor din România, PCR-ul, PCR-ul. Și spuneam, facem sigla noastră, e DOP. Un dop. Și advertising e simplu. Și noi vă promitem ca toți ceilalți, nici noi nu ne ținem de cuvânt, dar măcar știți de ce. Și crede-mă, cred că am fi avut ceva adepți. Da, categoric. Sigur, era o glumă, da. Mai ales în cazul unui vot de protest. O, doamne, păi stai, cine n-a băut un pahar de vin în viața lui, știi, ca să zic așa. Sigur, nu-l fac apologia chestia asta, dar, băi, hai să ne relaxăm, să ne uităm la bucățica asta. Nu cred că noi oamenii și avem nevoie, de multe ori, avem realmente nevoie să fim mințiți. Avem nevoie de iluzii, iluzii pe care uneori ne le creăm și singuri. Uneori ne mințim chiar noi înșine. Mm-hmm. De dragul de a... Uneori chiar de dragul de a ierta, pentru că să știi că poporul ăsta român foarte mult îl denigrează, dar nu, denigrează din pricina că noi vedem numai anumite părți ale poporului, încerc care ies în față. Mm-hmm. Dar poporul român e altul, crede-mă că... Eu sunt mai coclăurist așa și eu și Gabriela suntem, umblăm în locuri mai puțin umblate. Dă-mi un exemplu. Prin munți, prin Suceava, la oameni... Hai că Suceava nu e așa puțin umblat. E... Nu, vorbesc de populat. Nu, vorbesc din anumite sate, anumite chestii. Ah, ok. Și prin locuri unde, uite, prin turnee mergem, uite, Moinești, de pildă. Uh-huh. Vreau să spun că în Moinești este un teatru senzațional făcut de primăria de acolo, dar oamenii sunt simpli. Când au venit la noi la spectacol, au venit, erau îmbrăcați frumos, miroseau frumos. Era un eveniment. Mm-hmm. Și atunci, nu, poporul român e ascuns, cel bun, e ascuns, pentru că, îți repet, prostie are o oroare de anonimat. Ies aia care trebuie să iasă, tăticule, aia să vă arătăm noi cum e treaba. Mm-hmm. Cel care își vede de treaba lui, își vede de treaba lui și gata, nu trebuie să se bată cu pumnii în piept că își vede de treabă. Pentru numele lui Dumnezeu, îmi văd de treabă și gata. Și îmi văd de viața mea. Și da, poate pot părea un naționalist deșanțat. Nu, chiar cred în poporul român, cred cu blândețe. Și știu că are umor, știu că e inteligent. IQ-ul nostru e peste medie, să știi, față de Europa. Cu toate că părem chipurile troglodiți. Noi suntem needucați sau disfuncționali. Dar ce înseamnă educație? Dacă e să mă bazez pe educația care acum, scuză-mă, are mare lacune vis-a-vis de bunul simț, vis-a-vis de politețe, vis-a-vis de comunicabilitate. Oamenii trebuie să pretindă întotdeauna ceva sau să fie o competiție permanentă. Nu, e o punere în comun. Eu nu trebuie neapărat să te fac să gândești cam cum vreau eu. Nu,
aflu părerea ta despre ceva. Nu trebuie să ți-o schimb neapărat. Așa cum nici eu nu o să mi-o schimb cum, că vrei tu. Dar nici nu trebuie să ne scoatem ochii cu chestia asta, nici să ne bălăcărim, nici să avem doar un gen de discurs monolog. Mm-hmm. Te auzi să văd, dar asta e o chestie, mă uitam prin Oltenie. Și mă, și așa, și zi. Să uite așa la tine, știi, și parcă, bă, eu zic bine ce zic, știi? Adică îți dau un pic, bă, gândește-te bine înainte să deschizi gura. E o chestie așa, mi-a plac Oltenii de mor la faza asta. Și ce făcuși, mă? Păi, ai făcut ceva rău, ceva bine, nu știu, că nu, e incert ce nu zice. Dar vezi, e o istețime, e o istețime care stă la bază. Gândește-te la umorul nostru, gândește-te la poveștile noastre, gândește-te la creangă de pic. Cu cât umor, spune. Inclusiv în povestea poveștilor, ca să nu folosesc un cuvânt urât. Da. Cât umor poți să ai? Păi semeni ce culegi. Da. Că nu e vorba despre asta? Bine, și eu sunt destul de optimist în direcția asta, pentru că într-adevăr observ calitățile noastre. Stai puțin, nu e un nu român. Nu zic naționale, că nu sunt naționale. Nu e un românism stupid, adică, bă, noi și numai noi, noi suntem puricul pământului. Sunt nicio formă, nici nu cred că s-a... Nu cred că a dus în... Nu cred că a dus în direcția respectivă absolut deloc. Doar dacă cineva are tot interesul să transforme. Orice poate fi dus, exact. În ce vrei tu. Poți să bălăcărești și un copil născut de două ore. Dacă ești complet dus cu cap. Da, categoric. Dacă acum vrei. Dacă ai interesul de a scoate din context, scoți din context absolut orice, oricând. Orice. Dar chiar cred în faptul că avem niște chestii identitare ale noastre. Cred că suntem categoric mai amuzanți decât multe alte popoare. Cu siguranță. Categoric, adică... Da, față de aia de care vorbeam, că se izbeau în garduri la oameni și mai departe și... Da? Mi se pare ruginoasa mult mai cool. E amuzant. Și are o bătălie reală acolo, are și miză, ca în actorie. Da, păi de cine câștig, tabăra care câștigă are întâietate la mândre la Căminul Cultural. Deci este cât se poate de... Pare, da, e cu scop, e un show, e o competiție acolo. Și cred că suntem, cred că pe de altă parte aveam și tendința asta de a dramatiza foarte tare. Dacă avem un căcățel de problemă, îl facem armăsar imediat. Da, pornind de la cazuri individuale până la dramele naționale. Avem câte un căcățel de multe ori și îl hiperbolizăm și facem cât casa. Și dacă își permite cineva... Drobul de sare. Dacă își permite cineva să spună, zic, domne, păi să nu drob așa mai încolo. Ești inconștient, nu vezi problema, ăștia ne mănâncă zilele. Acolo se ajunge, inevitabil. Și cred că asta e o discuție pe care am avut-o și cu Micuțu și am tot avut-o cu mulți oameni. Eu vorbesc de atâta timp cu sticla asta în mână și să fiu un cadru cu mine ținând o sticlă de vien ca pe un bebeluș. Are ochii tăi. Ideea e că am tot avut discuția asta de multe ori, am avut-o și cu Micuțu în episodul de podcast precedent, în care întrebăm, zic, domnule, cred că esența la noi e să învățăm să dialogăm. Noi în 2024 încă n-am învățat să ne ascultăm unii pe alții. Nu trâncănim așa. Și atunci cred că asta e întrebarea. Cum crezi că putem învăța cultura asta dialogului? Păi cred că, da, Țuțe o spune frumos. Păi mai pune-te, mă, băiete, și în paranteză. Tu pe tine. Știi ce? Noi vrem să schimbăm la noi, adică să se schimbe alții în funcție de noi. Problema e personală, cred. Se râșnește niște vin. Așa se aude. Poți să râșnești mai mare sau mai... Să bem vin pudră. L-am scos babanul. Da, problema e de fond, de fapt de... Vezi tu, la noi vorba asta spusă cu să moară și capra vecinului. Din păcate s-a transformat într-o chestie mai gravă. Îmi omori o capra, că poate vine ideea și vecinului se omoare și el pe-a lui. Înțelegi? Și sunt două dezastre în același timp. Doi oameni fără capre care se înjură unul pe altul. E...
tocmai din cauza asta și, și o chestie prostă înțeleasă, dar nu-ți face la tine curat în grădină, da, ci de a comenta permanent ce se întâmplă. Și aici e și vina acestui social media care la un moment dat nu are nicio cenzură. Nicio cenzură, nici... eu nu sunt pentru cenzură, ferească Dumnezeu, sunt pentru libertate, dar în libertatea asta a devenit trebuie așa... Trebuie să aibă niște limite până la urmă. Nu, a devenit o groapă de în care poate pune oricine, oricine, orice. Mm-hmm. Da, sigur, poate să existe și groapa asta, să nu pot să fiu, nu înseamnă că trebuie să fii de acord cu ea. E prea mult, mai ales că, vezi tu, toată lumea sub umbrela asta a anonimatului poate să spună orice porcărie. Mm. Eu nu cred că e corect. Asumă-ți. Pe mine mă cheamă așa și am părerea asta. Nu sunt războinicul după colț și vă spun că sunteți niște dobitoci toți, pentru că... Dar spune-mă cine ești? Roavar Dracu. Da, da. Las că vă arăt eu vouă. Dar cine ești? Războinicul după colț. Cum te cheamă? Și trei dragi. Oamenii nu-și asumă, nu-și asumă propriile lor păreri. Ce spun sub, nu știu, sub impulsul unui, nici nu știu a ce. Apropo de ce spuneai tu, uneori e nevoie de bau-bau. Bă, stop. Stop. Stop că vine bau-bau. Dar uneori e nevoie de cenzură și cred că, uite, și gândesc că uneori e bun și un bau-bau autoimpus. Să-ți impui tu anumite limite. Că de aici... A, pentru asta trebuie să ai conștiință. Păi, la asta fac apel, la ce, Doamne, iată-mă să fac, la o cenzură, la, cum îl cheamă ăla care a inventat, Facebook. Asta niciodată, pentru că ai îngrădi cumva libertate, cumva. Da, numai că una e una, alta e alta. Că până la urmă, ormei, trebuie definită și cenzura aia, cumva. Știi? Nu zice nimeni, n-ai voie să-ți pui părerile. Nu, spune ce părere vrei tu. Important e cum o faci. În primul rând, n-ai voie de, cum să spun, masca anonimatului. Trebuie să-ți asumi cine ești și ce spui. Eu cred că asta e. Așa doar pur și simplu arunci o grenadă și, nu știu cine e. Da, dar sunt oameni care au pățit ceva din cauza mizeriei respective. Că uneori cuvintele dor mai mult decât faptele. Mi se pare că multe dintre chestiile astea ajung să devină și fente din concret și din lucrurile care sunt cu adevărat în puterea noastră de sine. Pentru că ajungem să vorbim despre ceea ce povesteam mai devreme, despre spectacolul întrerupt și despre postarea pe care am văzut-o pe Facebook. Eu ți-o recunosc că am citit-o după ce am băut un șpriț cu o seară înainte. Un șpriț, două, trei, nu mai știu. Păi s-a întâmplat la mic la noi chestia asta. Da, ideea e că sâmbătă cred că s-a întâmplat, nu? Mm-hmm, mm-hmm. Era o premieră a unui spectacol după un text în timpul Holocaustului, a unui transgender, jucat de un actor, un excepțional actor de la Teatru Mic, în care cineva din această comunitate a luat o atitudine... Stai că îți citesc imediat postarea. M-am uitat, am văzut-o și eu. Ideea e că eu, dar vreau să o citesc pentru public. Ah, ok. Ideea e că în momentul în care am văzut chestia asta, era dimineață, că eu am un obicei foarte sănătos. Primul lucru când mă trezesc, deschid telefonul. Îl iau de pe noptieră. Că dacă bei un șpriț. Nu. N-am ajuns la performanța aia, nu. Mă culc după ce beau, nu invers. Încă. Aoleu, ce am făcut azi? Ideea e că în momentul în care m-am trezit și am văzut postarea lui Vlad Logigan, am crezut că n-am înțeles ce am citit prima dată. Am zis, bă, băiatule, oare asta o fi vrut poetul să spună? Postarea sună așa. Văd o știre că aseară o persoană trans a întrerupt spectacolul de la Teatru Mic pe motiv că actorul care juca un personaj trans nu era trans. Și aici nu m-am... așa am înțeles. Probabil acum e tot o reglementare a politicii corectului. Treaba asta. După aia, nu e, categoric. Dar nu m-am speriat așa de tare. Sperietura mare a fost în momentul în care am citit continuarea. Sigur. Deci asta zice actorul Vlad Logigan, da?
Sigur, e ok ca întrerupt să-și spună mesajul dacă așa simțea. În regulă. Știți cum e că un actor, fără să am absolut nimic cu Vlad Logigan, respect, îl știu din produse TV pe care le-am urmărit, un actor extraordinar, talentat, foarte bun, cu siguranță e și un om inteligent, pentru că altfel nu reușești să faci chestiile respective. Dar cum a putut omul ăsta să ajungă să-i se pară că e ok că cineva a întrerupt un spectacol ca să spună părerea? Dar dacă fac eu asta, e ok? Dacă eu mă ridic acum într-un spectacol și zic, bă, Vlad, nu-mi place cum joci. Gata, continuați. E ok să fac așa ceva? Mă rog, postarea continuă. Începi să revină la normal. Dar logica asta că un personaj trans trebuie jucat doar de un actor trans reduce la zero arta actorului. Richard al III-lea să fie jucat doar de un actor șchiop cu cocoașă, păi actoria asta înseamnă să joci ceva ce nu ești, creionând un univers care nu e real, dar care face spectatorii să viseze în el. Să nu ne limităm la gen și sexualitate dacă... Dacă extindem și la etnii și meserii. Pacino n-are ce căuta în Scarface pentru că nu e cubanez, trebuia să joace un cubanez adevărat. Brando nu are ce căuta în Nașul, trebuia să joace un mafiot în locul lui. Sunt pentru drepturi LGBTQ, dar vă rog să nu fim absurzi. Se pare că doar scoțienii pot juca Macbeth. Nu anulați arta actorului, vă rog. Și prima dată am zis că poate n-am înțeles eu ce am citit. Da, și Hannibal Lecter a jucat un canibal, evident. Da. Am mai citit odată, după care am simțit nevoia să citesc comentariile. Și eu le-am citit. Am văzut postarea lui. Pentru că am vrut să... Eu le cunosc, dar pentru... Am vrut să văd dacă doar mie mi se pare că e o mare problemă, mai mare problemă, nu e problemă. În faptul că s-a oprit asta. Singura problemă este că s-a oprit un spectacol. Exact, exact. N-are nicio legătură una cu alta. Nu există o regulă. Bun, și Oscar Wilde aparținea acestei comunități. Trebuie să întrebăm dacă avem voie să punem operele lui? Acum trebuie să întreb ceva. E puțin cam prea mult, după părerea mea. Adică nu cred că există dreptul ăsta să oprești un act artistic pentru că ai tu o părere. N-ai cum. Eventual după aceea vorbești cu direcția. Găsim o cale de comunicare pentru asta. Dar asta nu. Nu e. Nici nu știu, pentru că înseamnă că acum dacă există precedent, oricine poate opri orice. Nu cred că e în regulă. Pentru o societate care e liberă, sigur, e liberă, dar a spune părerea nu înseamnă a opri ceva. Ați spune părerea, ești liber să o spui, dar nu în momentul în care încalci drepturile altora. Sunt niște oameni care au plătit un bilet, e un om care s-a chinuit niște luni de zile să învețe niște lucruri. Spune un text scris de cineva din această comunitate, nu cred că își bate joc de el. Adică ce legătură are? Ce are ceva cu prefectura? Adică... Pe mine ți-am zis ce a ajuns să mă înspăimânte foarte tare. Nu era nici măcar faptul că cineva a oprit un spectacol, ci faptul că un actor nu are o problemă cu faptul că cineva a oprit un spectacol. Ci doar cu problema de... Da, aici e... Adică mie asta mi se pare absolut incredibil. Dincolo de faptul că în rest sunt total de acord cu ce a spus Vlad. În actoria e actorie, de asta e... Adică nu stăm să ne întoarcem la bază, adică e stupid, spune că n-ai mai avea nimic cu criminali, că ar trebui să joace chiar criminalii. Și în afară de vreo câțiva care se liberi prin România, majoritatea sunt prin pușcării. Atunci trebuie să punem în pușcării doar. Da. Da, aici nu știu, eu, asta e problema lui Vlad, nu știu. Nu mă refer la Vlad omul aici, nu vreau să înțeleg greșit, e un subiect chiar care poate deveni sensibil. Și nu vreau, deci nu mă refer la Vlad sub nicio formă, dacă vede cumva chestiunea asta, o spun din capul locului, nu am doar respect față de el. Ideea e însă faptul că omul a ajuns probabil să creadă că asta e normalitatea. Probabil speriat de niște reacții, de niște lucruri pe care le-a tot văzut. Cum adică tu să ajungi actor să spui că ok ca cineva să oprească un spectacol? Asta mă, nu știu, chiar nu știu care sunt mecanismele care l-am biat să spună lucrul ăsta. Habar n-am.
Spaimele am? Ce spaime pot să am? Spaime că ce? Părerea mea. Am o părere. Da, dar trebuie să e părerea mea, oameni buni, ce aveți cu mine? Tolerez niște chestii, dar până într-o limită, sunt niște limite. Sunt limitele bunului simț. Și atunci e anarhie, oricine poate să facă orice, oriunde. Nu e ok. Ulterior m-am gândit că poate fi o formă de ironie treaba asta. Și n-am prins-o eu. Nu prea pare. Nu știu. Dar m-am uitat în comentarii, am văzut că majoritatea oamenilor n-au prins-o. Pentru că atunci am simțit nevoia să văd dacă doar mie mi se pare aiurea. Și am văzut majoritatea comentariilor erau despre chestia asta. Cum adică e ironie, ok? Probabil el însuși. Stați, fraților, că e ironie. Nu, că nu v-ați prins. Nu știu. Chiar nu știu. Nu. E un subiect... Zonul, nici nu știu de unde să le iau. E... Tu nu poți să nici măcar să acuz, e un act fără sens, după părerea mea. N-a demonstrat nimic cu asta. A demonstrat doar că s-a oprit un act artistic, ceea ce... Bine, și s-a vorbit despre asta, iată, vorbim noi în momentul de față despre asta. Probabil asta s-a... Eu cred că asta s-a și dorit. Să se vorbească despre chestia asta. Cred că cu siguranță e făcută cu... Cred că are o doză de... Nu premeditare, e mult spus. Dar cu siguranță că o persoană respectivă știa unde se duce și ce vede. Că totuși, vedea un actor care e într-un anumit gen, jucând într-o operă care e de alt gen. Du-te înainte și spune, bă, copiii nu-s de acord. Nu-l lași să se întâmple o vreme și după aceea sari. Nu? Nu ți se pare logic așa? Dacă eu nu sunt de acord cu podcastul tău, nu intru nici mai mă și plec. Mm-hmm. Nu, spun înainte, bă, iartă-mă, nu pot să vin la asta pentru că nu-s de acord cu aia. Nu e corect așa? Radule, nu te suport, îmi pare rău, nu vin la tine la podcast. Dar nu mă oprești după aceea încerc să te părăcăresc în mijlocul chestii astea. Nu, e... Mm-hmm. Nu e ok, nu e. De fapt, despre asta e vorba. Iar Vlad să-și asume lucrurile pe care le spune. Asta e tot. Noi nu avem ce comenta la așa ceva. Dacă asta e părerea lui că se poate opri un art artistic din vari motive, părerea lui. Eu nu pot taxa dacă e părerea lui. Trăiești cu asta, tată. Nu poți spune e bine sau e rău. E părerea omului. Atunci, poate eu aștept să ți se întâmple și ție, să-ți oprească cineva un spectacol pentru nu știu ce. Mi se pare că există niște lucruri care au niște granițe foarte fine și există niște limite care în momentul în care, cum zice Cătălin Striblea, există niște linii roșii care în momentul în care sunt trecute, o anumită chestiune poate căpăta o gravitate, un grad de gravitate foarte ridicat. Dar nici să-l hiperbolizăm prea tare, pentru că până la coadă e o măgărie, hai să fim serioși. Este, da, și nu e prima dată când se întâmplă lucruri de genul ăsta. Căci în ce comunitate, în ce... Bă, e oprit o chestie, frate, se chinuia un om acolo și niște oameni se uitau la el, poate cu plăcere. Și, bun, ca și cum ar opri cineva blacul lebedelor, când oprește că nu-i place cum a făcut saltul balerina. Come on! E... Sau că vioara nu știu care a făcut în loc de... A greșit un fa. Și a făcut fa diez că a greșit ăla că nu era atent. Stop, ce e aici? Ce vină oamenii aia care s-au chinuit să facă lucrul ăsta? Și o punere în comun ca să vină un om să zică... Nu te duce. Sau ieși din sală dacă nu-ți place. Ieși din sală, da. Sau sesizează direcția. Bă, a spus o chestie cu nu-s de acord. Și asta mi se pare ușor prea mult, dar zice, măcar nu deranjează pe nimeni. Dar nu deranjează, îmi spun părerea, că acum putem să ne spunem toți părerea, și te-o pui într-o formă elegantă. Omul ăla nu ți-a înjurat comunitatea, ci pur și simplu a pus o opera comunității. Că tu nu știi prin ce trece, nu știu cine. Atunci joacă tu. Pune tu. Joacă... La ce teatru vrei? Spune, vreau să pun asta pentru că simt eu că nu suntem noi înțeleși într-o anumită demers sau într-o anumită privință. Pune-o, fă-o. Nu te oprește nimeni. Ca amator, pune unde vrei. E liber, nu? Dar nu poți să înjuri pe tine. E...
De ce joacă fotbalistul ăla tare la Barcelona? Când ar trebui să joace la Cimentul Megidia. Că și Cimentul pro Megidia trebuie să progreseze. Stop meci, stop meci. Messi, marș. Messi, marș acum la Oțelul Galații. Păi nu ți-ar fi rușine? Sigur, acum încercă să îi dăm da, oarecare colo, o tentă cât de cât, hai să zicem, colocvială, amicală, unui lucru care e, hai să-l catalogăm cum e, o măgărie. Că e. Adică pe un actor, credeți-mă, îl deranjează chiar și un telefon uitat. Mai ales când are de jucat ceva foarte fin. Credeți-mă, e... Da. Și cred că, în general, publicul... Aha, și deranjează și publicul respectiv. Exact, da. Da. Și cred că am venit să văd ceva și dumneata n-ai, n-ai treabă cu chestia asta, ai treabă cu problemele dumitale. Am pățit-o și eu, din fericire am pățit-o în niște spectacole în care convenția era puțin spartă și atunci puteam să-i luăm pe spectator. Nu pot, dragă, să vorbesc, că-s la spectacol. Hai că vorbim, dar tare, n-avem nicio... Și ne-am oprit toți. S-au întors, dar nu vă întorceți, lăsați-o, e maică-sa și nu, într-o situație. Și atunci, că ei cu tine, sunt cu tine. Dar atunci se permitea, aici probabil n-am văzut spectacolul, deci nu pot să spun exact, dar pot spune ce e. Greu e când ai mai ales un one-man show. E un one-man show, un om care face, nu știu, foarte multe personaje. Și atunci e greu să te reîntorci. E... Mi se pare că noi suntem și foarte ușor scandalizabili, știi? Adică e ușor să găsești ceva ce te deranjează. Mult mai greu e să găsești ceva ce-ți place și în momentul în care ai găsit ceva ce te deranjează, e foarte ușor să devii foarte vocal. De cel mai multe ori, lucrurile care te deranjează fiind absurde sau neavând niciun fel de legătură, nicio putere reală de a te deranja în mod, într-un mod real. Da. Într-un mod real, da. Pentru da, că doar sunt hachițe de moment. Adică. Exact. Și de asta se strânesc anumite discuții în spațiu public care duc... multe dintre lucrurile interpretabile, că na, arta e interpretabilă în orice forma ei. Mm. Divertismentul e interpretabil, că, de exemplu, eu nu consider că multe dintre produsele artistice din România chiar sunt artistice și nu numai din România, din lume. Multe sunt pur și simplu divertisment. Nici nu se pretind a fi artă, dar sunt interpretabile, însă de la acel grad de interpretabilitate coroborat cu efectul rețelelor de socializare și cu această mască a anonimatului, a imaginii virtuale pe care omul o proiectează în spațiu virtual, apar tot soiul de astfel de polemici. Filmele românești de cel mai multe ori ajung să fie criticate de către niște oameni care nu le-au văzut. Ajung oamenii să aibă păreri în legătură cu niște lucruri de care sunt scandalizați și care ar trebui să le lase reci complet sau să poată exprima o părere, zic, domnule, nu mi-a plăcut, limbajul a fost prea colorat. Dar în momentul în care facem o discuție națională despre înjurăturile dintr-un film, în momentul în care facem o temă de dezbatere națională un actor dintr-un film, mai încă o chestie. Mi se pare că suntem hăsa rău de tot. Tot Suțea o spunea, aflarea întreabă. Aflarea întreabă la români. E una din... Sunt câteva chestii la români. Asta, aflarea întreabă, ați da cu părerea vis-a-vis de orice. De orice. Și forma în care o pui de piață, că e ca la piață. Hai să fim serioși. Adică n-ai o structură, n-ai o bază, n-ai un fundament. Și pur și simplu... E în sine, știi? E în sine. Nu știi de ce spui ho. Păi și el a spus ho. Da, tu știi de ce a spus ho? Da, spune așa, da, mi-a venit și mie să fie împușcat. Cine? Nu știu, zicea el că era unul rău. Că dacă el la trei păzește pe omul respectiv, nu știe de ce. Ci e doar pur și simplu de un soi de spirit de trună. Și a doua este asta cu... Eu am văzut o casă mai mare, îmi fac eu una mai mare. Asta de a privi întotdeauna la celălalt.
Nu, pe mine nici măcar asta nu mă mai sperie, că m-ar bucura dacă ar fi principiul, am dar văzut o casă mai mare, îmi fac și eu una mai mare. Eu am văzut o casă mai mare, de ce nu e mică ca a mea? Asta e raționamentul care mă înfioară și mai tare și văd, că îl văd din ce în ce mai prezent. Fericiții să mulțumesc cu ce au, nefericiții cu ce lipsește. Cum vezi filmele românești, având în vedere că filmele din acest val nou, având în vedere faptul că, iată, acum și tu ești protagonist în unul dintre ele? Mărturisesc că nu le-am văzut. Nu mi-am făcut temele. Okay. Domnul Țibul, că iertați-mă, sunt un dobitoc. Nu, la unele recunosc că am refuzat un pic să le văd. Știi, tocmai de... Păi tocmai că nu le-ai văzut, ar trebui să ai o părere despre ele. Ca să intrăm în aceeași chestie, exact. Nu pot să-mi pun o părere despre da, ele. Deci nu le-am văzut, deci sunt în cunoștință de dar cauză. Dar fi rar mama lor. Nu se face așa ceva. Nu se face. De asta nu pot permite să vorbesc, pentru că nu le-am văzut și nu știu exact despre ce e vorba. Am auzit comentariile respective, unele bune, unele mai puțin bune, dar nu n-am ce să emit, pentru că n-am de ce, n-am pe ce bază să emit lucrurile. Ești de acord cu faptul că simplu fapt că se întâmplă și se fac mai multe filme ca asta niciodată... e un lucru bun și pe de altă parte o competiție și există automat nișe în clipa în care anumite filme se duc sau mă rog cele cu consum mai mare în care, cum să spun, pe care le consumă mai multe persoane, mai mulți oameni, automat îți mai dau încă o șansă să faci și pe lângă, adică un anumit tip de umor, un anumit tip de abordare a unor personaje. Ți-am spus, nu le-am văzut, că nu pot să le cataloghez și nici nu le-aș cataloga, le-aș vedea ca pe niște filme care mi-ar plăcea sau nu. Mm-hmm. Asta e, nu judec înainte de a... trebuie să văd. Poate mi-ar plăcea, poate nu mi-ar plăcea, habar n-am. Promit că le văd la următorul podcast din 2003-76. Am văzut în sfârșit, cu tare. În jur aia mult, doamne. N-am auzit nimic, n-am auzit, nu mai aud cu dreapta. Și de ce n-a făcut casting? Ce? Ha, ha, ha. La vârsta mea nu se mai face castinge. Casting ce? Cine? Alo? Asta e. Trebuie să te mai întrebă și de un proiect care începe acum. Dar vrei să mai povestesc de ceva? Noi am mai făcut un film cu Iura Lunca. Tu vorbești serios, care trebuie să iasă? Adică ai făcut două? Ok, asta nu știam. Am făcut, după un text al Andreas Petrescu, se numește Despre dragoste cu ură. Spectacolul se joacă la Teatrul Elisabeta. Și am fost cu el la Târgu Mureș sau la Cluj, nu mai țin minte exact. Și a venit Iura să-l vadă și a zis, bă, dar nu vreți să faci filmul? Hai, e un indoor movie. Cu Andreea scrie foarte, 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 foarte bine, cu o replică minunată. Și l-am făcut, mă, ca nebuni. Andreea este și scenaristul de la Umor, nu? Da. Mm. Da. Și l-am făcut de nebuni într-o săptămână, într-o casă din, la marginea Bucureștiului, prin Bragadir, nu știu pe unde era. 1 decembrie, whatever. Și l-am făcut. Tania Popa, Aurea Călărașu, Andreea și cu mine. Și Iura, evident. Și cu o echipă. Fără No Budget Brothers, avem un film. Bă, asta e bombă. Ca nebun. Nu știu dacă am voie să, dacă am voie să spun asta, dar eu o zic. Nu mai contează, oricum nu o tăiem. Deci, cer iertare, dar mai e un film. Să dea Dumnezeu să îl vedeți. Și o să iasă în cinematograf? Nu știu. Nu știu, pentru că aici deja e... Practic, noi nu am câștigat nimeni nimic de la asta, ci pur și simplu. Dacă o să se întâmple bine, dacă nu, avem nebunia noastră în sertar și le arătăm la cine vrem noi. Păi asta e foarte mișto. E un film foarte bine făcut și foarte bine jucat. Eu sunt adeptul faptului că, într-adevăr, a venit vremea să se investească în filmul românesc, să se facă producții mai costisitoare, pentru că în felul ăsta evoluează foarte mult domeniul. Și publicul e cel mai mare câștigător. Dacă n-ai campionat, nu ai automat câștigători. Categorii. Oameni care să acceadă la un titlu de film. Pe de altă parte, ce mi se pare foarte important aici, e să nu fie condiționată calitatea filmului de bugetul filmului.
pentru că se pot face, e limpede. Uite, de exemplu, îmi aduc aminte de un film pe care l-am văzut acum fix 2 ani, tot românesc, foarte bun, pe care îl recomand. E o adaptare făcută de Octavian Strunilă, l-am văzut doar pe Netflix, pentru că în vremea aia cinematografele funcționau cu restricții, adică nu prea funcționau. E o adaptare, se numește Complet Necunoscuți, după o franciză italiană, Perfetto Conosciuti. Foarte mișto filmul, e făcut la fel, într-o casă, toată acțiunea se petrece într-o sufragerie și într-o bucătărie. Foarte mișto, e cu Anca Dumitra, cu Leonid Doni și mai sunt, mai sunt actori pe care nu mi-aduc acum aminte să-i menționez, dar foarte, foarte bun filmul, am râs, textul foarte bun. Și chiar dacă era un film low budget, totuși la anumite capitole, cum ar fi lumina, imaginea, cum arăta, mi-a plăcut foarte mult. Adică nu s-a făcut deloc rabat la calitate în direcțiile respective. Bun, că noi avem o școală de operatorie senzațională. Până marele Coppola, care lucrează numai acum la imagine. Vorbesc foarte serios. Știu că l-am avut bucuria să colaborăm, mă rog. Ne-am luat sub aripa lui Dita Mai Coppola la Iotul de Alfiot. Am jucat foarte mulți acolo. Și într-adevăr, am mers cu Mălea Mare, el mic și operatorie. Nu mai spun de Panduru, nu mai vorbesc de Silișteanu, de operatori mari. Sigur, Marele Vis Vidrăgan, cu care am avut bucuria să lucrez de câteva filme. Oameni care știu cum arată un cadru, cum arată un film, cum arată o... Că e, în primul rând, sunt niște poeți ai imaginii. Știu exact, chiar dintr-o chestie, într-o poveste, hai să zicem, nu neapărat de artă. Și că ultimul film pe care l-am văzut foarte, a unui turc, să mergi printre ierburi uscate, care a luat și un can pentru interpretare feminină. Film de vreo 3 ore, dar un film de artă, strict de artă. Sigur, nu e... Bine, alea n-au cum să nu fie corecte, filmele de artă. Eu zic de filme ușoare, comerciale, exerciții comerciale, cinematografice, care pot fi făcute foarte bine și cu bani mai puțini. Sigur că da, pentru că, în primul rând, sunt oameni care vor să facă lucrurile astea și sunt oameni care pot să facă lucrurile. Adică, nu din prima de la 25 de ani ai 3 milioane de euro să faci nu știu ce nebunie de ta. Dar se pot face, pentru că sunt idei și hai să fim serioși, în artă uneori suferința sau lipsa de anumite lucruri îți dau idei. Da, plus că era fix exemplu de mai devreme cu oamenii la care ați filmat în casă la Cluj. Da, sigur, nu știu, oameni de o anumită condiție financiară, dar au venit imediat, da, du-te acolo, fă acolo, vinim, sigur. Au plecat de acasă, frate, au plecat de acasă, din casa lor, tocmai ca să meargă proiectul înainte. Deci se poate, sigur că da, sigur că, cu punere în comun, cu încredere în... Da, mă, ca nebuni, așa. Numai așa poți să faci lucruri care să existe. Nu stai așa, aștepți. La nesfârșit, ăla că poate... Bă, să mai și înjuri. Ăștia nu știe, bre, ce zace în mine. Nu, nu e ok. Te trebuie înainte. Câte vieți crezi că ai? 400? Nu. Pe mine, uite, chestia asta mi se pare admirabilă la tine. Faptul că ești atât de activ pe atât de multe planuri, cel puțin anul ăsta pentru tine, păi în 2023 ai făcut un sezon de Te Cunosc, care e solicitant chiar și pentru jurați, zilele respective de filmare. Aia puțin și nopțile, că trebuie să te uiți la referințele, nu bazi câmpi acolo. Exact. Să le vezi, ca să știi exact despre ce vorbești. În cazul tău. Cazul tău și al lumii. Hai... Ok. Nu, doamne ferește, nu, da, toți ne uităm. Am glumat, nu? Păi da, mai e Power Couple. Asta, ai fost și la Power Couple, ai făcut și două filme și mi se pare absolut extraordinar. Și acum filmez un nou sezon de Te Cunosc. Și tot anul ăsta meseria ta de bază de actor n-ai suspendat-o. Ea a funcționat în continuare. La trei teatre în același timp. Cum, de unde îți găsești energia asta? Și o să fie o întrebare cu mai multe întrebări, ca la 40 de întrebări, ca să sune mai, să incităm publicul, să vadă la ce vei răspunde. De unde asta? Pur și simplu, așa mi-a venit.
de unde îți găsești energia să faci toate lucrurile astea și ce te-a făcut să accepți Power Couple? Pentru că eu acolo nu te-aș fi văzut niciodată. Bă, nici eu. Am vorbit cu Gabi, că până la coadă e o chestie de Power Couple. Noi suntem mai discreți așa cu ceea ce ne privește viața personală. Și zic, bă, e o nebunie, o demență. Hai, frate, care poveste? Până la coadă e o experiență. E o experiență pe care nu o regret nicio clipă. E ceva, când o să te întâlnești? Te întâlnești în fiecare zi cu lucrurile astea. Sunt niște chestii extreme, sunt niște lucruri pe care nu le trăiești oricum. Dar poți să vorbești puțin despre format? Pentru că deja când noi dăm podcast, da, a fost prima emisiune. Da, da, da. Eu ce știu, știu de la Cerebel. Nu, e extrem, extrem. Și dacă până și el, care totuși a trecut cu niște chestii hardcore cu Cerebel. Mm-hmm. Hai, survive, come on, stai un pic. El nu e un neofit. Nu, a fost o chestie... Am crezut, recunosc că era mai, că e mai soft puțin, dar era, a fost hard. Plus că e, te bați cu tine însuți, trebuie să fii aproape, cumva. Teme băga la așa ceva, dacă ar veni... Mă, nu știu, sunt cam boșoroc, mă, nu mă ține. Sunt moș, dă-mă, culo, fac 60 de ani, doamne, iartă-mă, mă mai puc să mai... Mă sui pe... Să mă îmblânzesc ai sălbatici, doamne ferește. Abia mai pot îmblânzi o soție și o pisică. Da, cred că da, la cât îți dâne e bună. Și, știi ce? Am gândit la o chestie. Cred că o să lipsești la propria mea mormântare. Ba, picioarele. Am niște treabă. Nu, nu știu, nu știu. Nu știu ce-mi rezervă. Și nu-mi fac griji de viitor, că oricum vine. Facem o scurtă pauză pentru a vă reaminti despre webinarul organizat de către cei de la GoIT, Q&A, Quality Assurance, webinar 100% gratuit, de unde, în urma participării, veți putea dobândi cunoștințele necesare începerii unei cariere de tester, carieră ce vă poate aduce câștiguri lunare de până la 15.000 de lei. În cadrul webinarului veți putea descoperi ce presupune testarea, care sunt sarcinile pe care le îndeplinește un tester și care poate fi evoluția profesională a acestuia. Linkul către webinar îl regăsiți în descriere. Primul webinar începe acum, pe data de 20 martie. Te cunosc oricum, mai are cel puțin 20 cum a sunat? Am avut 20 mai are cel puțin 20 de sezoane la, păi, la orizont. Până la coadă e curată. Acum dacă bă, face cifre foarte mari în contextul în care majoritatea producțiilor scad. Te poți uita și cu toată familia, nu? Sunt niște dansatoare un pic mai goale, dar nu e nimic promis cu acolo, nu e nimic. Umorul e de bună calitate, e ok. Oameni, tu ai văzut, ai trecut și tu, ați făcut niște performanțe, mă țin minte yelling al vostru, cum era, arătați ca nebun. Doamne, foarte mișto. Screaming Jay Hawking, da. Da, așa. Foarte mișto, da. Da, nu, pentru eu de asta am și recomandat Te Cunosc cu tuturor. Am spus-o public de fiecare dată când am avut ocazia. Sunt convins că tu ai spus cu sinceritate la final atunci că pentru tine a fost o chestie, o experiență minunată și sunt convins că grea. Hai să fim serioși. Că te scoate din zona de confort. Foarte bine, dar îți dă ceva în schimb. Adică tu ai plecat cu ceva de acolo. Uh-huh. Nu ai venit bou și te-ai întors vacă. În primul și în primul rând oamenii pe care am cunoscut acolo. Oamenii, pe condițiile. Tine probabil nu te-aș fi cunoscut altfel. Și nici eu pe tine, nici eu pe oamenii ăia de acolo pe care îi stimez și îi respect și îi iubesc pe unii dintre ei. Mm-hmm. Cum să nu? Pentru că eu la un nivel, e o performanță, Radu, frate, stai un pic, e o performanță. Într-un timp scurt să faci niște chestii pe care nu crezi că le-ai fi făcut vreodată în viață. Da, da, pentru că dacă stai bine să te gândești... Eu acum, având în vedere viteza cu care se întâmplă lucruri și cu care timpul trece, că mi se pare ireal faptul că e gata ianuarie, mi se pare incredibil azi când filmăm noi că e 29 ianuarie în două ore, când în două ore se face 30, uit că am fost acolo. Am momente în care uit că eu am fost la Tecnos de undeva, că s-a întâmplat, că a trecut un an de zile de când a început, că a trecut un an aproape, și că au trecut 8 luni de când s-a terminat. Da, uite, o întrebare invers. Ai mai venit? Categoric. Dar am spus-o clar, adică e voilà, singurul despre asta plec e vorba. Pe care nu l-aș refuza niciodată. De asta,
de asta are importanță, pentru că oamenii vor să se reîntoarcă, chit că nu le-a ei, că n-au câștigat sau că... Câștigatul ăsta este un concurs, cum să spun, quasi-concurs, că și mizerii, punctele alea pe care le dăm noi acolo. Bun, asta e regula jocului, asta e formatul, e în regulă, dar vă vedem, sunt anumite lucruri uluitoare. Cu voi era ăla micu când a făcut chestia cu Chaplin? Da, da. Eu ca actor profesionist nu m-aș fi băgat în viața mea în așa ceva, este imposibil de făcut. Nebunul ăla mic de 20 de ani, că după aia m-a povestit că stătea cu căștile permanent în urechi și făcea ca toate visele. Dar ai văzut cât de frumos a fost momentul? Era, n-aveai cum, n-aveai cum să nu te bucuri. Că vezi chestia asta, știi? Adică e și o parte din savoare și înveți lucruri. Bă, da, tată, trebuie să trag, tată, ca să-mi iasă o chestie la un anumit nivel. Dacă îți dorești, chiar dacă nu, e o competiție, asta categoric, contează foarte puțin în faptul că e o competiție, dar e o competiție ta cu tine însuți, pentru că în momentul în care ajungi acolo, dacă tot ești pus în situația respectivă, vrei să dai ce mai bun. Că eu am venit cu gândul de a face panoramă. Eu așa am zis, bă, pe mine m-au luat ăștia aici ca să fie ceva umoristic. Să mai iau în gură pe aici, să nu știu ce. Acum n-o să fac scandal bălăcăreală, că nici nu-i formatul și nici nu-mi stă în fire. Dar o să fiu eu cu umorul meu, cu replicile mele și așa mai departe. Până în momentul în care am văzut că se poate. Și atunci am zis, bă, stai alea că mă obligă. Și atunci vezi, îți dorești. Ți s-a ridicat ștacheta și atunci ți-ai ridicat tu însuți ștacheta. Mm-hmm. Te învață să te autodepășești, pentru că în lipsa unor astfel de situații, am observat chestia asta în cazul meu personal și cred că treaba asta ți se întâmplă și ție, cred că li se întâmplă foarte multor oameni care ne privesc și ne ascultă în momentul de față și sau ne ascultă în momentul de față. Cred că cel mai mare dușman al progresului e comoditatea lenea. Și teama asta de eșec, de a nu fi penibil, teama de părerile altora și așa mai departe. Pe când acolo nu ai cum să-ți fie teamă. Odată intrat în hora aia, odată ce ai acceptat și ai semnat contractul ești ăla... Ești în lipt, nu mă, ești tu cu tine. Pur. Trebuie să faci treaba, da. Da, și atunci în momentul ăla îți dai seama că bă, băiatule, toate chestiile alea erau fix în capul tău. Toate. Dacă, într-adevăr, există oameni care... Mai ții minte că nu le-a ieșit lui Bucălaie și lui Oada? Și când l-am dat, au spus, aia a fost, tată, cât de mișto a fost, practic, o cădere. Da, da. Că n-a fost, de fapt, o cădere. Și aici e parabola aia cu... Nu e parabola, că e o poveste cât se poate de adevărată, cu maratonistul care și-a luxat gleznă. La un maraton, nu știu ce, jocuri olimpice, habar n-am, nu mai știu în ce an, s-a auzit, pentru că erau... Să auzeau ce se întâmplă, că 42, nu știu cât kilometri distanța între maraton și Atena, mă rog, whatever, în care s-a anunțat că unul s-a accidentat destul de grav, aproape că avea glezna ruptă. Și a zis, și au vrut să leagă salvarea, și a zis, nu, vreau să continu. Șontâc, șontâc. Și a venit primul, l-au aclamat primul și tot stadionul a stat încă o oră până a venit ăla șontâc, șontâc cu glezna pioneze și s-au ridicat 100.000 de oameni. Uitaseră și cine câștigase. Mm-hmm. Conta mai mult aia. Că la nat, bă, nu dau înapoi. Ultimul, I don't care. Trebuie să termin. Și atunci, da. Cum pierzător, câștigător. Ce poți să câștigi? Știi ce? Ai o groapă în față, e sigură. Scrie pe ea, a ta e tăticule, aia e. Nu zic că nu vreau să fiu morbid, să te bazez doar pe asta, pe o chestie funestă, dar aia e. E. Nu e curaj găină că te tai, curaj găină că oricum te tai. Exact, da. So cât what? De cinic ar suna, dar despre asta e vorba până la urmă. Ce înseamnă câștiga? Câștigi ce? Pe moment? Poți trăi din așa ceva o viață întreagă? Poți să trăiești din amintiri, dar e o viață urâtă. Nu e tăticul, e un caie de amintiri. E, se uzaresc filele scorăjite. Nu e... Asta... Cum să spun? Asta împiedică primăvara să vină?
Nu prea cred. Categoric nu. Categoric nu, că ai câștigat sau că ai pierdut. Du-te bă de aici, ai... Când am fost în Mexic, am întâlnit cu un maiaș de acolo vechi, doar Moi Morales Marquez, unul mic așa, cu un papagal pe umăr. Vorbesc serios, era ca în Robinson Crusoe. Care îmi spunea, sunt oameni... Uite, mie nu mi-e frică de moarte, și mi-e frică doar să mor ca prost. Și am lăsat și dus între timp. Dragul de el. Sperăm că nu ca prostul. Nu, nu, o te... Moarte, fi bătrân. Nu, în timp ce scria ceva. A fost o dă... Și mai spunea o chestie. Bă, când te simți așa trist, cu sufletul amar, uite-te bă în jur, sunt cel puțin 10 elemente care îți pot readuce fericirea. Cel puțin 10 elemente. Cum cade lumină? Chestii foarte simple. Ca să-ți readucă faptul că e iluzoriu. Stai un pic. E o anticameră. Viața asta e o anticameră, fraților. Că nu... N-are cum, nu poți să te raportezi la 70 de ani. Dacă te raportezi la 70 de ani, ești nebun. Adică, dacă n-ar exista ceva după chestia asta, iarăși mă, că mă boc în profunzimea asta vesperală. Dar dacă ar fi doar atât, îți dai seama, vii pe pământul ăsta, faci 4.564 de kilograme de rahat, fumezi nu știu câte țigări, bei nu știu cât vin, faci amor de nu știu câte ore pe viață și asta e tot? No fucking way, nu cred. Nu, n-are cum, ar fi cinic, ar fi ridicol, ar fi arogant de-a dreptul să faci doar atât. Și după aia să pleci. Sau mă rog, cum cred că se transformă în copac. Mă rog. Sub care am călcat eu în Revenon. Adică nu cred în asta, n-am cum să cred în asta. Sunt prea inteligent. Scuză-mă. Știi, eu am observat o chestie, pentru că pe parcursul ultimilor ani din viața mea, de până acum, e important de precizat. Normal că de până acum, nu de peste 20 de ani, că n-ai cum, bre. Au fost ani în care percepțiile mi s-au modificat tot mai mult. Se vor modifica an cu an, cred. Păi cred că deja s-a întâmplat asta și cred că asta se va mai întâmpla accelerat până la un anume punct. Pentru că cred că abia acum e adevărata, m-aș feri să-i spun maturizare. Maturizarea va fi tot timpul. E o dezvoltare mai accelerată în perioada asta. Adică eu consider despre mine că între 20 și 27 de ani cât am acum, am evoluat mult mai mult decât am evoluat de la 3 ani până la 20. E alt fel de maturizare. E alt fel. Cum să spun, e alt segment. Știu că întreba cineva, un bărbat la 40 de ani, pe un bărbat la 50 de ani. Băi, trec prin criza bărbatului la 40 de ani. Cum a fost, domnul? Să te zici, dai să vezi pasta de 50. Da, e categoric că fiecare etapă a vieții vine cu provocările ei. Cu provocările și cu frumusețile ei. Nu neapărat cu provocările sau cu răutățile ei. Da, în schimb eu ce am impresia uitându-mă în jurul meu e că mult mai tare te dezvolți de la 17 ani la 25 decât de la 25 la 40. Crezi? Da, pentru că există anumite etape de accelerare, inclusiv biologic. Asta da, pentru că dai cu nasul de propria ta, sexualitate, pulsiuni, dorințe, visuri, chestii și devin foarte aproape de tine. După aceea, după 25, încep să le realizezi chestiile astea. Uh-huh. Și atunci trebuie să te canalizezi cumva într-o zonă, nu poți să te canalizezi în 40, că le faci prost pe toate. Exact. Și ce am observat, uitându-mă la oameni de anumite vârste, inițial râdeam de chestia asta și spuneam că, bă, orice om... după un 40-50 de ani toți o iau pe drumul ăsta cu biserica, au luat-o cealapa, că râdeam prima dată când apărea Becali, da, pe la televizor vorbind despre biserică la mod obsesiv, râdeam de chestia asta. Ulterior, când mă uitam în jurul prietenilor părinților mei și vedeam oameni care treceau de 50-60 de ani la un moment dat și începeau să se îndrepte mult mai mult către biserică. Era un lucru fain, era și o chestiune de răzvrătire, pentru că mi se părea, eu am fost tot timpul credincios, numai că având păreri mai proaste despre anumite segmente din instituția bisericii. Sigur că da, asta poate fi taxată, dar credința în sine, credința ortodoxă,
E o minunăție. Ei, ideea e că ceea ce cred acum e că de la un anumit punct în viață trebuie să începi să te pregătești de viața veșnică. Păi despre asta e vorba. Și asta mi se pare că e de fapt și de drept o temă pe care multă lume, dacă nu înțelege sau dacă vrea să o bagatelizeze, e foarte ușor de bagatelizat, e foarte ușor de dus treaba asta în derizoriu. Sigur, dar pentru că nu o cunosc, pentru că e foarte simplă de fapt. E foarte simplă. Să nu faci rău aproape. Uite, Sfântul Augustin, Fericitul Augustin a scos un singur lucru. După decalogul lui Moise, da? Sunt două. Iisus Hristos a spus, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți și pe Dumnezeu. Două din zece. Fericitul Augustin a zis și mai... Mă rog, acolo e o chestie, nu mă bag, asta e o chestie dogmatică, nu mă erijez într-un cunoscător. Iubește și fă ce vrei. Pentru că atunci când iubesc, automat, nu mai vreau nici să te mint, nici mai vreau să fur, nici nu să zrâvnesc femeia, penibil. Deci, și n-am cum, pentru că te iubești, te iubesc plenar din tot sufletul și toată ființa mea. Și atunci e cu tot, e foarte simplu. Numai că iubirea asta a căpătat acum alte valențe. Iubirea nu e cu totul altceva. Pe ce e iubirea? Ce e? Dumnezeul iubirii. Nu e foarte simplu. Că te iubește indiferent ce e. Îți lasă doar 70 de ani. Știi de ce? Există chestia asta în Pateric. De ce nu mai trăim ca Matusalem 700 de ani? Și am fost reduși la 70. 80. 100. De ce? Facem prea multe prostii. Nu mai pot să le iert. Facem prea multe prostii și ne băgăm în prea multe mizerii. Sigur că și oferta este mol, multă ticule. Dacă n-ai idei, le găsești acolo. Sau la știri. Ah, deci și găina se poate. Come on, deci vin idei. Asta spune și Bob Dylan. Plaga omenirii sunt știrile. Și ce nu aveai în cap, îți bagă. N-am nicio treabă cu oamenii de la știri, vă pup. Dar sigur nu vreau să cadă discuția asta într-o leșineală, că nu e vorba despre asta. Iar credința asta e foarte vie și simplă. Nu e nimic rău. Ai luat-o cu Dumnezeu. Păi cine vrei să mai eu cu dracu? Sunteți nebun la cap. Aha, ai luat-o razna. Cum adică razna? Vreau să fiu mai bun, vreau să fiu cinstit, vreau să fiu normal. Aoleu, ce să fiu? Să fiu hoț? Să fiu... Se pornește la prezumția că tu dacă zici că vrei să fii mai bun... Înseamnă că ești rău. Că minți. Nu, minți. Cum adică să vrei să fii mai bun? Cum? Tu ești rău. Da, adică, bă, voi v-a văzut ce spuneți. E ciudat. Nu o să înțeleg. Da, n-am ce să fac, nu pot. Și vorba... Cred că... tot alu' Țuțea, nu știu ce am cu Țuțea. Păi cum, domnule Țuțea, dumneavoastră, om inteligent, să nu credeți că vă trageți din maimuță? Ce? Permit. Pe mine m-a făcut șeful, tată. Nu mă trag dintr-un cercopitec oarecare, știi? Din macacul de stâncă, sunteți nebuni? Sau vorba al cuiva? Da, sunt într-adevăr. Da, și omul se trage din maimuță. Păi da, cum spuneți așa, că sunteți credincioși? Păi nu, unii chiar se trag din maimuță. Aia care cred, chiar se trag din maimuță. Aia care cred că s-ai luat Dumnezeu, s-ai luat Dumnezeu. E foarte simplu. Se autoproclamă undeva. Până la coadă, asta e frumusețea liberului arbitru, deși uneori e funest. Da, alegi exact. Tu alegi. Tu alegi, conașule, nu eu. A, că dai vina pe alte lucruri, aia e cu totul, aia e problema ta, dar tot problema ta e, nu e problema nimănui, nu e problema, nu e vina verii, că tu n-ai fost atent la ea. A fost la fel de frumoasă, un pic mai proasă, dar n-ai fost tu atent, tu ai stat cu ochii în telefon, puii mei, nu e vina ei. Da, uneori lucrurile sunt foarte simple și noi prin rațiunea noastră le complicăm foarte tare. Doamne, ferește, când de fapt sunt foarte simple. Ce înseamnă un actor bun? Cum se definește un actor bun de un cabotin? Pentru că e o discuție largă și asta. E paradoxal, pentru că actor bun se bazează pe sinceritate. Actorul mai puțin bun pe minciună. Adică minciuna la minciună. Atunci și 2 de minus nu dau plus. Cel puțin în viață. Uh-huh. Nu dau niciodată plus. În matematică, da, dar acolo sunt alte chestii. Dar eu dacă te și urăsc și îți fac și rău, nu dau plus niciodată. Uh-huh. N-are cum. Și atunci eu dacă oricum am de spus o minciună și mai și mint în minciună,
Adică nu poți să ștergi. E minciună Inception asta. Adică calci într-un rahat și după aceea mai duci te calci în celălalt ca să scapi de la dinainte. Nu. Pute de două ori mai tare. Apropo că vorbisem la început. Unul din leitmotivele, da. Da. Să înțeleg, podcastul căcatului. Păi ca să avem noroc. Ca să avem noroc cu podcastul. Da. Da. Da, pentru că e, pentru că încearcă să facă șmecherii. Șmecherii nu merge. Hai să râzi, cu toate că e o meserie, o minciună, să zicem, cu ghilimele de rigoare, se bazează pe un adevăr. Pe un adevăr pe care îl stabilim toți. Privitorul și făcătorul e cam mult spus. Dar actorii ca un accelerator de particule, primește o energie din sală, o însutește și o dă înapoi. Da, asta face. Redă tot timpul. E ca, e ca un smash la tenis, dacă vrei. Știi? Adică, dar atunci trebuie să fie foarte atent și trebuie să empatizeze cu oameni, să iubească pe ea din sală și să nu ia de proști. Să le spună, sigur, în funcție de personajul respectiv, că nu o să fie un monolog despre cum să trăiești viața. Dar în segmentul respectiv, ce are el de făcut, trebuie să arate tot segmentul ăla. Dacă are de făcut cea de-al treilea și ăla e un om rău, trebuie să arată răutatea până la capăt. Și automat există și sechele la chestia asta, pentru că lucrurile astea trec prin tine. Iar un om există de la criminal la sfânt, tot. Tot ce omenește există într-o fiecare ființă umană. Are tot datul uman. Depinde unde se oprește. Și aici este liberul arbitru. Depinde unde cursorul meu zic, bă, îmi place aici. Ăsta e. Stabilesc asta. Da, stabilesc. Mai e. Mai. Da, dar aș vrea un pic și acolo. Nu, aia nu e stabilitate. E o alintătură umană. Prin care trecem oricum cu toții. Că de-aia suntem imperfecți. Știam că și-am anunțat-o, de asta am și anunțat de la începutul episodului, că va fi un episod, i-am zis eu special, o să-l corectez, o să zic că e un episod aparte. Mai bine ca special. Nu e un episod departe, în special, schimb, pentru că profunzimea ta și calitatea ta umană și nivelul tău de spiritualitate, eu l-am putut cunoaște în cadrul acelui show, te cunosc de undeva și eram convins de faptul că un episod cu tine va fi în această cheie. Hai că am și râs, nu fi. Am și râs, categorii, pentru asta e alea că lucrurile astea nu se exclud niciodată. Sigur că unul pe celălalt. Sau unele pe celelalte, nu, sau unele pe celălalt. Fără umor nu se poate, numai că umorul trebuie să conțină o parte, o chestie elegantă și de aristocrație. Dacă e doar nu știu, mie nu la grez. Categoric. Sigur că spun și eu mitocă, eu nu vă închipuiți că-s vreo ușă de biserică. Sunt ușa de la Biserica Amzei, mâine am spectacol. Nu. Da, probabil, adică eu n-am nicio problemă cu niciun tip de umor atâta vreme cât există oameni care să râdă. Se facă fiecare ce simte că are de făcut atâta vreme cât are un public. Da, știți? Și atâta vreme cât are convingerea că ceea ce face, face bine, iar în momentul în care își pune problema că s-ar putea să nu facă atât de bine, să analizeze mai atent. Că e dovadă de inteligență. Trebuie să spun o chestie a lui Chaplin, foarte frumos. Că e posibil ca durerea mea să stârnească râsul. Dar niciodată râsul meu nu vreau să stârnească durerea. Superb. Foarte mișto. Da. Adică să nu râd de cineva. Aia e cinism, e altceva, e sarcasm. Da. Ceva urât. A, sigur că eu mă dau cu capul de perete și arăt comic, aia e că-s prost, știi? Și atunci tu poți face, știi? Dar niciodată să fac. Și tu, na, e pioros. Da, pentru că e o construire a binelui pe spinarea răului altuia. Da, și nu e ok. Ceea ce nu e, nu că nu-i creștinește, nu-i omenește. Nu-i omenește, hai ca să nu spunem că suntem creștini, că nu suntem. Nu suntem. Da, eu sunt departe de a fi un
eu încerc să fiu un om bun. Chiar fac eforturi. Serios vorbesc, că și mie, și eu constat că e mult mai ușor să fac rău. Nu, ești un om bun, nu mai da cu cuțit. A murit. Drept pentru care eu îți mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de azi. Și a fost ca un scop, pentru că eu voiam de foarte multă vreme să te invit, de când te cunosc. Ideea este că în ultima perioadă, și cred că am voie să spun asta, nu te-am invitat pentru că erai pe lista lui Cerebel, care își lansează un podcast. Și atunci am zis, bă, las pe domn profesor, că așa era titulatura, las pe domn profesor la Cerebel. Dar m-a sunat Iura Luncașu să mă cheme la film. Mm-hmm. Și în momentul ăla când mi-a zis de film, m-a zis, bă, Cristi. Hopa, Leonetă lui. Pe nu, că a întârziat el, din cauza lui, gata. Plus că până deschide el, cu siguranță oamenilor o să-l facă dor să te vadă și acolo. Și îți mulțumesc tare mult pentru chestia asta. Vreau să mai punctez o dată către public. Concursul cu biletele la film, Complotul Bonelor. Dacă scrieți această chestiune în secțiunea de comentarii, intrați automat în concurs. Iar săptămâna viitoare noi vom alege 10 comentarii câștigătoare. Fiecare comentariu câștigător va primi 2 bilete la film din și partea mai mea. Și mai un bonus, știi că mai e un bonus, nu? Și unul din biletele câștigătoare au ba nu, sunt mai multe. Un sejur de 2 în Bali. Vorbesc serios. Tu vorbești, dar bine, asta e alt concurs. E pe lângă concursul meu. Asta îl organizez, da, eu aici. Da, și cei care vor merge cu biletele respective, care au, indiferent că sunt invitații sau că sunt cumpărate, okay, au această șansă, pentru că s-au gândit ei. Sunt, booking-ul e făcut deja la un hotel de 4 stele plus 5, nu știu. Deci dacă dacă cineva câștigă aici 2 bilete, un cuplu, și acel cuplu se duce și câștigă și excursia în Bali, băi, înseamnă că a călcat. Înseamnă că îmi dați mie biletele. Înseamnă că a călcat într-un podcast. Păi nu, că eu așa și terminasem numărul ăla. Și am zis, și asta a fost numărul meu, oameni buni, un număr de tot căcatul și tocmai de asta sper să ajung în trending. O să-l scot la un moment dat. Ok. Nu pot să vă povestesc despre ce e vorba, nu de alta, că după aia dacă află maică mea ce mă pregătesc să scot, că ea nu suportă, să mă audă că zic pula, să mă audă că zic de astea. Pe la... Da, prin spate. M-a sunat într-o seară revoltată, aveam podcast cu Alex Bogdan și am povestit despre o masturbare, bă, leu, fără detalii. Răducu, mă mică, dar cum poți face așa ceva? Dar nu-ți rușine, bă, dar ce așa ai fost crescut, băi? Bă. Mai ascuțit puțin. Răducu, dar cum nu se poate așa ceva? Exact, dar fără Răducu. Nu. Și fără mai Radu. Băiete, mai fără băiete, Radu. Mai băiete, uite care treaba. Fără băieți. Dar la tine a fost cenzură, tăticule. Nu ți se pare paradoxal asta? Să te enervezi cu un om înjurat și să-l înjuri ca înjurat? Da. Păi... Dacă mai faci tu că... Cum poți să spui tu... Dar știi, exact cum se bat bucureștenii. Sunt atât de caragă și își iau familiile toate în jură de să ți-e și frică să te gândești. Și la final, știi când se bat? După 2 ore, după ce nu mai poți să mai respire, fac, ești obraznic. Ce ai spus, mă? La cuvânt ești obraznic. Am văzut, cu ochii mei am văzut. Bă, tu ești obraznic. Ce-ai zis, mă, poc? La noi la Galație invers. Păi probabil nu știu ce înseamnă obraznic. Da, cred că sper că sună mai urât decât pola. Revenind, deci 10 comentarii câștigătoare ce conțin Complotul Bonelor, câștigă fiecare câte 2 bilete la film unde vreți voi în țară, cu o singură condiție, să existe cinematograf în așezarea urbană respectivă. Nu e important că a câștigat cineva la Tati Part-Time din Zalău, n-am putut să iau bilet la film, că nu rula filmul acolo în tot județul Sălaj. Las că nu rula filmul în tot județul Sălaj și n-am nimic cu județul Sălaj. N-am nimic nici cu cei care nu știu că există județul Sălaj. Eu îi respect pe toți. Jur că am fost odată la Cavnic, la o filmare. Am filmat noi un sketch de Crăciun să avem zăpadă. Și am mers până la Cavnic, da.
conducând din București până la Kavnik. Știi, cu, e o călătorie inițiatică, adică mai aveam puțin și eram la Kiev. Da, să-l vedeați pe Zalmoxis. Exact. Asta e un fotbalist la Minerul Kavnik. Da, 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 ca să nu creadă lumea că este ce numele lui Zelenski. Da. Deci nu Zelenski, Zalmoxis. Da. Evgeniz. Și m-am dus la... se făcuse, era prima dată că se făcuse breteaua aia, inelul ăla de centură la Cluj. Uh-huh. Eram obișnuit să străbat Clujul. În momentul în care am ieșit pe centură, am zis că băi, eu mă întorc în Cluj să alimentez. Mașina aia era hibridă, plug-in. Am zis cablul mă încurca la bagaj, că aveam multe scule de cărat și l-am lăsat la București. Și am zis că eu mă întorc ca să alimentez în Cluj, că după aia nu mai știu drumul, că până la Kavnik n-am ajuns niciodată. Și mă întorc la benzinărie. Și ăștia mi-a zis, nu, că simt sigur o benzinărie mai încolo. Bă, băiatule, am alimentat undeva la Jibou, se chema. Jibou, da. Într-o benzinărie, ceva... Mă mir cum de s-a putut elibera factură. Găleată, cu găleată. Nu, dar am trezit-o pe proprietară că-ți vină să ne dea benzină, jur. Oricum am fost singura mașină. Și a venit cu două sticle de 2 litri. Eram categoric singura mașină pe raza județului Sălaj la ora aia. Nu mai era alta. Deci, în momentul în care nu există benzinărie, e explicabil de ce nu se poate vedea filmul. Și atunci, Ana, dacă vreți din județul Sălaj... Care de obicei se văd în benzinării filmele. Da, exact. Dacă vreți, dacă câștigați din astfel de județe, cazarea și drumul până într-un municipiu reședință de județ, o să fie Cinema City sau alt complex de ăsta cinematografic, nu vă putem asigura, dar vă putem cumpăra bilete acolo. Așadar, complotul bonelor din 6 februarie în toate cinematografele din țară, Power Couple la început deja din 5 februarie în toate televizoarele care prind Antena 1 și pe Antena Play. Și ce mai era de zis? Pe Cristi îl vedeți la Teatru Mic și în, la alte teatre, în alte spectacole de teatru de pe undeva anunțel pe conturile lui de socializare. Și cât de curând începe și te cunosc de undeva, probabil în fiecare sâmbătă seară din, de la ora 20. Tot, cred că tot în februarie. Deci aveți Cristi Iacob în cinematografe, în televizoare, în sălile de teatru, peste tot. Unde vreți voi, îl găsiți. Pe mine mă găsiți tot aici, pe alte platforme. Noi, eu vă anunț pe acum, că urmează să plecăm într-un cantonament din care o să venim cu niște lucruri foarte bune. Tot la Cluj, plecăm și noi în cantonament. Drept pentru care, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să răsplătiți cu un like, un comentariu și dacă v-a plăcut suficient de mult încât să-l distribuiți și prietenilor voștri, nu ezitați să o faceți printr-un simplu share. Abonați-vă dacă vă doriți să vă abonați. Dacă nu, nu e nicio supărare, faptul că v-ați uitat la noi contează cel mai mult și vă mulțumim tare mult și sperăm să continuați să o faceți. Noi vom fi aici înspre a încerca să vă aducem aceleași povești frumoase, nu aceleași, alte povești frumoase, dar din aceeași sferă. Să vă aducem povești frumoase, inspiraționale sau mai puțin inspiraționale, amuzante sau mai serioase, în orice caz reale, de la oameni care vin aici și care își rup din timpul lor, dar mai important din sufletul lor, pentru a-și expune o părticică din el, cel puțin pe tavă în fața voastră. Vă mulțumim din tot sufletul și vă dorim o lună februarie foarte frumoasă, cu dragostea, cu alea, cu nu știu ce, și imediat vine primăvara, nu vă îngrijorați, gata iarna, iată. Mulțumesc, Cristi, și te pup. Doamne ajută. Doamne ajută. V-am pupat.